Cum adică încă n-a venit Smiley? Pe locuiește aici la 2 minute de academie, că s-a mutat să fie mai aproape de artă. Vine pe jos, cred. Unde vine pe jos? Ăsta pe jos? Du-te, bă, ăsta se duce și până la alimentară cu mașina. Bine v-am găsit, dragii mei! Episodul 100 de podcast Lucru Simple. Azi e sărbătoare! Cu ai mei la votare! Bine, el e sportiv la sală. Da, așa, uite aici, sportiv în persoană, adică, Doamne, frumoase, să pun mâna, pun mâna pe istorie, academie, Doamne, așa. Mulțumim foarte mult pentru mesajele voastre, mulțumim foarte mult pentru faptul că toată vara asta ne-a scris când începe din nou podcastul. A început, e la dispoziția voastră. Astăzi, Pavel Bartoș și Smiley vin la noi. O, nebunilor, nebunii mei sunt aici, Cristian, Marius, Iulica, Sergica. Unde am zis că încă n-ai venit? Te aștept de 2 ore. Unde mă aștept am de 2 ore? Cafele. Tu te bă, mă aștept ce de 2 ore. Ce? Pe mine. Nu te bucur că m-am adus pe mine? Asta înseamnă că și la anul avem ce filma. Că da, dacă nu, ai văzut? Lunea asta prima parte din întâlnirea cu Pavel și Smiley. Iar săptămâna viitoare luni, a doua parte. La fel vom face de fiecare dată la fiecare podcast, pentru ca voi să urmăriți fiecare secundă, să nu pierdeți o glumă, un cântec, o nebunie. Știți de ce? Pentru că oficiale merge bine. Bine. Vine ăștia, cine știe cine vine? Că la Academia lui Horia Brânciu. Ai venit cu escort. La Academia lui Horia Brânciu poate să vină și de sus. Ce că e plin de ăsta, vin cu private jet-urile, că el trebuie să-și facă pista aici. Că vin foarte mulți din străinătate, ci că s-a dus buhu, că... Cu parașutele. E, că, da, vin toate parașute, adică da. Aici parașutează. Înțelegi că ci că la Academie... A, uite cât se ne filmează. Sezonul 5 începe alături de Aqua Carpatica. Și bineînțeles de vinul de la Sâmburești. Vom avea de dezbătut multe probleme. Deci ne trebuie hidratare maximă. Întreau ce facem? Nu știu, ieșim. Că la... Dar stați să trec eu printre voi. Auleu, Doamne, nu ne amețit, că ne-ai amețit. Și acum ai după mie. Da, Doamne ferește, îmi mie mi-e foame. Da? Mai fac o cafea. Chiar da, fac și mie o cafea, te rog, cafele, și vreau sparkling mai water. Bine. Neapărat Aqua Carpatica. Și mai scurtă, mai lungă, mai lungă. Forte, dacă ai. Forte, am. Așa, da. Scurtă și tare. Bine. Ca acum lungă, oare și Horea. Forțe. Ram 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 ramon ramon. Ram 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 ramon ramon. Da, dar cât, bă, du-te bă, aici. Nu, aici vreau să vadă dimensiunea academiei. Am înțelegi? Noi de fapt urcăm, intrăm, știi? Noi de fapt am trecut pe lângă Horea de 7 ori. Băi, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când de lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Tu am are birou aici? Ia, ia, hai să vedem. Birou HBM. Ia, ia. Nu-i birou, mă. Tu-ți dai seama că fii atent la el, în fiecare ăsta e oglindă. Arăt bine, arăt bine, da. Deci la el în toate... Și în fiecare asta e câte da. O poză cu el. Da. Și tu îți dai seama, toți elevii când pun... Doamne, știi? Adică... Branding, branding, da. Branding personal. Da, da. Bă, foarte bine, foarte bine. Blue Christmas without you. Unde-i biroul lui? Sus de tot. Da? Hai să mergem să-i facem gălăgie. Uite, singura încăpere în care nu e o poză cu Breciu. Pentru că nu sunt. Păi nu, încă. Ori aici face studiu la bară. Auzi, bă, și-a pierdut. Deci aici face studiu la bară. Și-a pierdut pozele de când era în tutu. Da. Refren. Aia e. Aia e, aia e, aia e. Ce-a pierdut, e pierdut, ducă se. Nu că vreau să-i facem dezordine, chestii. Dar eu știu că nu el își face curat, că el are tot felul de servitori. Cu fuiorul. Cu fuiorul. Cu cine, mă? Cu fuiorul! El are majordomii și majordoame. Ia atent, îi face, îi face să-mi vezi că vin ăștia. Vezi că vin ăștia? Ia! Ia! Ia uite! Ia uite! Doamne, doamne!
seara. Nu știu ce e. Zi, bine, seara. Ideea e, știi ce mă distrează tot timpul când te uiți la podcasturi? Da? Știi, tu crezi că-s doar ăștia trei aici care vorbesc? Sau a, iura! Că, da, uite, aici 70 la Horea. Au venit toți din academie să te aduze. Mă, freza asta e original? Nu, da, da, bă. Sau e perucă? Nu, a fost în Turcia. Ce Turcia, mă? A fost la Oficiale merge bine! Bine! Hey! Bine! Hey! Cum a mers fără mine? Bine! 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 Hey! Bine! Hey! Doar tu mă scoți din minci, nu mai vreau. Da-di-da-don, da-di-da-don, da-da-da-don. Nu știu, nu înțeleg de ce mai va mai stau. Da-di-da-don, da-di-da-don, da-da-da-don. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc. Tu știu, mai vrut ajung, dar vrut acum te vreau. Dar e prea târziu. Oficiale merge. Mi-a fost foarte dor de tine. Și mie de tine și tine de mine. Și mie de tine și tine de mine. Și mi-am o dor de tine, chiar și de tine. Tine, și tine, de tine, tine. Să nu se mai întâmple așa ceva. S-a pus să dureze cât vrem noi, asta-mi place. Am terminat. Ce astea pentru Deca? Ești mut. Hai că exagerăm. Crezi că acum am exagerat? Noi de când prezentăm, de când l-am cunoscut pe Horea, exagerăm. Da. Ia ține și mie gumă. De ce? Pentru că se vedem. Stai mă, dă și mie, dă și mie, dă și mie. Vreau Pavel. Stai, nu. Pune-o la muzeul Smiley, te rog frumos. Dă-mi mie cafeaua. Vindeți-o pe eBay. Deci aia a fost roasă, îți dai seama câte limbi. Să nu arunci. Sunt onorată. Câte limbi a dat. Hoia, serios. Hai, copii. Ia mă, pune-o pe un șervețel. Ia, pune aici că eu știu. Uite, pune-o. Ia mă. Băi, Angelul Smiley. Așa, băi, ceva. Asta cu e? Iata? Da, tu n-ai vrut expreso? Ba da, eu am vrut expreso. A, da, tu n-ai vrut expreso? Nu, el a vrut ceva cu zahăr. Zahăr? Eu aș vrea o de-asta cu zmeură, că îmi place mult. Cu ce? Apa asta cu zmeură. Da. Sigur că ce? Da, chiar acum înainte... Aveți una rece de-asta? Da, vrei una rece? Da. O pun chiar acum la gheață. Da, de ce? Dar mi se pare că am un... Îmi place foarte... Eu pun așa aici. Da. O pun aici. Mamă, de ce cărți, ce bibliotecă are omul nostru. Îți admir biblioteca? Da. Hai să citim. Perfect. Păi, da. Deci Horia deja... Vrei asta? Tu îți dai seama că el deja a transpirat. L-am cunoscut, l-am citit. Vrei asta? Povești... Ce fă, s-a apucat Mircea Radu de povești cu gust? Vrei asta? Dragul meu, adevărul că am niște lipsuri în ceea ce privește... Vrei asta? Doamnei... A! Nu, deci dinozauri oricând. Vreți asta? Da! Copii, vreți să vă spun o poveste? Copii, da. Vreți să vă spun o poveste? Stam, copii, da, vreți asta, să vă... Asta cu vreți asta? Stai, astea sunt... ce sunt? Amintiri? E decalogul lui, e decalogul lui. Povestea asta... vieții? Fuego, doamna Maya Morgenstern. E mamă, bine că bă. Totuși alternă. Domnul Florin Pierzic. Ia. Fericirea nu costă. Mă, tu, fii atent. Ăsta, pe toți care i-a invitat, i-au adus cărți. Noi nu i-am adus cărți, măcar un as de trefl. Bă, n-ai și tu o carte. Și bineînțeles că am și eu de Paraschivescu. Dar asta, Radu, la final.
Întrebarea mea este când vă scoateți voi cartea? Mă, asta e o carte foarte bună. Cartea despre noi doi? Asta o recomand, al lui Radu Paraschivescu. E, bine, sunt și un fan. Ridică puțin, să pui peste lumea fuego. Că suntem, nu, cum să pui peste fuego, mă? Mai, unde? Scuze, fuego. Scuze. Peste, doamna Dragomiru, era jos. Serios? Deci, da, uite, nu, asta trebuie să o pui așa, pe bune, uite, așa. Serios? Și după aia pui lângă cartea râsului și transformării. Cercetării. Dar ce facem cu cărțile să nu? Nu știu, mă, ăsta vrea să vadă că e un om citit. Microfon? Vrei să pui un microfon? De ce? Să se înalțe puțin, pentru că Smiley are braț metalic, iar tu nu ai braț metalic. Cum să nu-i braț metalic, uite. Sau eu... A, deci, dacă e mai sus, atunci sunt mai... Are braț metalica. Am înțeles. Sau, uite, deci acum... acum mă sprijin pe Radu, microfonul meu pus în deschiderea mea este Andrei Agassi, domnul Radu Paraschivescu, doamna mai... Nu, Mircea Radu, domne, mă și simt prost, iartă-mă, Mircea, da, greutate pe tine. Eu am crezut că le... A, deci uite, acum așa să folosesc cărțile? Da, el în loc să le citească, pune sub microfon. Da. Dar voi ați spus totul despre biblioteca mea și m-am simțit dator să vă explic cum stăm cu biblioteca. A, am deschis bine. La turte. Mamă, și câtă treabă am. Ești o turtă. Da. Am copilărit într-o țară. Da, ok. Într-o deci, țară la țară. Deci, fiți atenți aici. Da, te rog. Podcastul ăsta va dura puțin. Mai mult? Bă, nu mai fi nebun că... Dă-te-mă, noi... Tu ai concert în seara asta? Nu, da, noi filmăm. Și tu ai spectacol în seara asta? Da, eu am spectacol. Perfect, prima piesă s-a dus, așa. De ce? Așa, asta a fost prima piesă? Stai un pic, că trebuie să arunc cu... Ia. Nu cu cărțile. Nu cu cărțile. Așa. Păi spune cu ce să arunc. Asta și odihnit. Deci amândoi sunteți odihniți? Nu, eu sunt... Ce m-ați mai chemat, mă? Ce, mă, știi ce am prezentat ieri? Doi foarte odihniți. Ce se prezintă omul ăsta luni? Ce? La Măruță. A, da? Da. A, da, așa că mi-au zis că ai fost foarte bun. Termină. Am primit review-uri foarte bune. Da, termină cu prostiile astea. Am primit telefoane. Tu ai putea să-ți schimbi cariera de jurat la Vocea României. În ce? În aia de jurat. Mamă, ce se întâmplă cu mine? Tot ce am știut eu s-a schimbat. Mamă, dragii mei, astăzi la numărul 100. Numărul 100. Sunteți la podcastul numărul 100. Aplauze pentru Smiley și Bartoș. Noi suntem istorici. Noi suntem istorici. Noi venim numai la... Suntem centenari. Numai la recepții, jubilee. Da. Nu, adică ei au zis așa, este vârsta noastră la un loc. Da. Veniți la 100. Hai să nu exagerăm. Da. Așa. Păi așadar am deschis cu piesa care a fost, bineînțeles, acum numai puțin de 18 ani, ilustrație muzicală la Om Sărac Om Bogat, la serialul la care am participat și eu. Dar oficial. Tu, eu n-am înțeles, tu ai fost om bogat sau om sărac? Eu am fost om. Săracul de tine? Săracul de mine. Da. A fost când... Da? Am înțeles. Când și când? Când și când. Avem 27 iulie, de curând am primit 41 de ani, Andrei Tiberiu Maria, născut în 1983, la Pitești, soțul Ginei și tatălui Josefin, cunoscut sub numele de scenă Smiley, este cântăresc, compozitor, producător, prezentator și actor român, fost membru al trupei Simplu. De unde ai luat-o pe asta? De pe Wikipedia? De pe Wikipedia. Wikipedia. Da? Pavel Bartoș, da, născut pe 20 ianuarie 1975, vârsta nedeslușită. Îți poate tenta acolo. Exact, când beau cafeaua. Da, lasă-mă. Așa, la Miercurea Ciuc, spusă și Cic Seredo. Da, pe frig. Într-o zi de ianuarie, într-o zi de luni, la ora 9:45 dimineața. Este și ora la care îmi place să mă trezesc. Da, la 9:45 seara. Bine, zicea, cu un ochi. Da. Actor român de teatru și film și televiziune, soțul Ancă și tatăl Evei, Ritei și al Sofiei. Producător, prezentator, coprezentator al emisiunii Românii au talent și Vocea României și actor al teatrului Odeon, viitor Pavel Barton. Da, ideea e că ai început greșit. Trebuia să spui actor. De acolo derivă toate celelalte. Și bineînțeles, omul care... Deci, căruia Dinică i-a pus mâna pe umăr, așa cum spui tu de fiecare dată. Da, și Mari Moraru. Deci am fost norocos. Bravo. Înțelegi? Mi-au zis, dă-te mai încolo, te rog eu frumos. Dragilor, aveți un punct în comun anul ăsta, 2024. Alt punct comun. Amândoi, da, ați fost în America, tu la începutul anului. Aoleo. Și tu recent. S-a întors. Da. Eu acum atac. Și tu trebuie să ne povestești ce ai făcut în America cu toată familia. Ce ai făcut în America? Ce ai făcut în America? Eu, mie nu mi-ai povestit. Păi unde să povestesc? Abia am ajuns aseară. Uite, eu de-aseară, așa? Abia m-am trezit acum. Deci, ce am făcut în America? Măi, în primul rând că am mers foarte mult cu avionul.
Eu am crezut că America e mai aproape. Înțelegi? Pe bune? Da, eu am crezut. Da, e ca și acum să o luăm așa. Eu am fost, de exemplu, când mă duceam la Satu Mare sau Baia Mare, făceam drumuri mai lungi așa. Decât până în America. Am dat seama că de fapt America e mai aproape. Așa, Satu Mare și Baia Mare mai departe. Mai departe. Așa. Ce am făcut? Ne-am dus la Chicago și de acolo ne-am dus la am vrut să vizităm Cascada Niagara, ne-am dus și până în Toronto. Ați văzut Niagara? Da, am fost în Niagara, de pe partea canadiană, că e mai frumoasă de pe... Da, mă recomand de pe partea canadiană. Bă, da, te auzi distorsionat. Da? Nu știu, că n-am pus în scărțile. Dar de ce te bagi în microfon? Să aude bine. Așa e, bine, mă. Perfect. Deci, am fost la Cascada Niagara, a fost tare, tare, tare frumos. Adevărul e că e o energie aparte acolo. Chiar e... Ai prins soare? Da, am prins și soare, am prins și nori, am prins și curcubee. Am prins și noaptea. Spune că am prins și noaptea soare. Eu, spre deosebire de el, am fost la Niagara în martie. Nu, tot în martie. Tot în partea canadiană. Era un frig. Bă, n-ați înțeles, am leșinat, mi-am înghețat capul, aveam căciulă și aveam și, aveam oricum o șubă pe mine. Cum ai văzut atunci cât, Niagara? Cât sunt eu, deci aveam o șubă, da, șubă. Am pus pe Instagram când eram șurub, șuba. Șuba. Așa. Eram cu șuba pe mine. Am leșinat de frig, era extrem de frig și bătea și vântul și la un dat a și nins. Exact în antiteză cu Pavel. Băi, fraților, tu ești, ai fost în martie și noi am fost în mai. Da. Era soare, am prins curcubeul. Uite, Cascada Niagara. Mamă, cum a prins nebunul! Ia uite! A prins și el curcubeu, bravo! Da, stați, mă, de, păi a prins de vreo 26 de ori! Stai să vă arăt deci și dacă Niagara mea! Stai, mă, puțin, că ăsta n-a prins curcubeu! Păi n-a prins curcubeu că s-a tors cu fața la lună! Stai, mă, că vă arăt eu! Stai, mă, cine... Uitați-vă! Nu vă arăt și eu că Niagara mea, fiecare cu Niagara lui, uite-vă! Da. Și uite, ca să vedeți cum, cât mă iubește, bine, asta e cu tot familionul. Da, așa. Bravo! Dar uite cât mă iubește ăsta, cel care coordonează la Niagara. Bă, dar voi ați prins Niagara noaptea? Uite. Da! Niagara noaptea? Da. Eu am... Băi, noi n-am plecat, n-am prins-o noaptea. Mai trebuie să mergem. Uite, mamă, parcă e o zină, mă. Illumination across the nation. Mamă lui Hector. Wow. Uite, acum băi, uite-mă acolo. Uite, uite. Știu că am văzut-o și eu. Uite. Băi, nu numai noi n-am văzut-o. Uite. Uite, aici zici că era vulcan. Deci eu n-am prins curcubeu, dar au ei, uite, vezi? Uite, au aici extraordinar. Era vulcan. Ori i-a dat confuns, noi am fost la Niagara, am fost în Nicaragua. Numai lumini diferite, deci foarte, foarte faină Nicaragua, doamne, ia filmat. Panamau, mătii, înțelegi? Da, a fost foarte frumos. Și, bineînțeles, am avut foarte mult shopping pentru că erau niște reduceri colosale. Pe bune? Bă, acum vreau să parola de la net care? Să vezi cum o să stea toți ăștia prin jurul acasă. Toți ăștia să se logheze. Așa. Dar de ce? Tu nu-ți permiți 5G? Nu are să nu aia zic, mă. Uite, aia zic, mă. Aia, mă. Deci știi cum o să stea toți Academiei 1678? O să vină să-și ia net aici. O să-ți ia tot netul. Deci eu sunt obișnuit de la tine, Pavele. Da. Pavele. Da. Cu întâmplări buclucașe. Da. Pentru că, poate nu știți, dar Pavel s-a dus la Disneyland. Da. Și a stat la Disneyland. Da. Și la un dat au venit niște români la el. Da, da, aia fost. Eu și cu Mickey Mouse am făcut poze. Da, așa e. Eram la Disneyland și stăteam, la un moment dat, după o zi întreagă. Și stăteam cu papornițele de Mickey Mouse, de mă... Așa. Eram ca toți copiii. Și la un moment dat a venit o familie de români întâmplători mai numeroasă și care au zis, vreți să facem o poză? Și am zis... Da, ok, și m-am pus și întâmplător ei s-au pus așa ca și o coadă. Ăștia când au văzut asiaticii că s-a format o coadă, au crezut că vine Elsa, nu știu oricine. Și s-au pus la coadă și dintr-o dată s-a făcut o coadă. Și la un moment dat toți întrebau, dar cine vine? Cine vine? Înțelegi? Adică ce personal? Și la un moment dat ăștia vedeau că fac poze cu mine. Dar cine e ăsta? Și la un moment dat zic, e un mare star român. Star român. Măi, ăștia ceilalți occidentali au ieșit. Ah, ok, au ieșit din râd. Bă, dar asiatici au rămas. Și au zis, uitați-mi, make a picture. Deci am făcut eu și Mickey Mouse. Tu semeni, mă, cu un actor internațional, adevărat. Oricând Pluto, toți ăștia. Pluto. Ce actor internațional semeni? Cu Pluto, cu Donald, cu Brad Pitt. Nu, acum, domnule, eu semn cu Don Johnson în copilărie. Cine? Cu Don Johnson. Cine? Acum 30 de ani eram cu Don Johnson, eram părul, așa mai. Miami Vice. Miami Vice. Da, 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 ai avut și Don tu în viață. Johnson. Da, da, știu, da. Când erai tu la Los Angeles... Da, da, tu semeni și cu Mutulică din Alba ca Zăpada. Ia ieși afară. Fii de aici. Intră înăuntru. Și ieși afară. Ca să facem pleonasmul la maxim. Așa faci tu la Academie? Da, da, da.
Așa nu, așa nu, că vorbesc așa nu. Când a fost Miley la, o chestie mișto, când a fost Miley la Los Angeles, acolo unde are jdemii de studiori, după cum foarte bine știm cu toți. Jdemii? Du-te, nu că jdemii, nu, acolo are un studio. Lângă Los Angeles, alt studio. În Roma, alt studio. Alt studio, Milano, alt deci studio. Așa fiecare da, așa. Așa. E, acolo, el n-a primit raw alert. Am primit ce? LA alert. LA alert, da. Bă. Înțelegi? Deci, cât am stat eu acolo, a plouat cam vreo săptămână, așa? 10 zile în continuu. N-am prins niciodată, nici ei n-au prins. Sau deci, zis, să nu te duci nicăieri deci, undeva atenți. În vacanță, că nu prins soare. LA alert, alert ăsta, erau inundații pe străzi, eu nu credeam. Dar chiar erau inundații pe străzi, am ieșit cu mașina, erau inundații grave, că ei fiind așa numai pe da, stuiciuri și coborâșuri, erau ăia care erau în vale, aveau casele inundate. Am lucrat cu artiști care nu mai stăteau acasă de o lună, că plouase prea mult. Păi, la tine. Da, mă, da, aveau, aveau casele inundate. Sus în deal, e o casă. Păi, dar nu știu de piesa asta. Corect. Și unde credeți că a dus-o pe Josephine? Unde ai dus? Unde? La YouTube. Ah, da. Am dus-o păi pe la... atâta pe YouTube. am dus-o pe Josephine la YouTube at the Sphere. Băi, deci vreau să vă spun că sfera asta, în mijlocul Las Vegasului, da, este o găselniță senzațională, pentru că este singura clădire din lume, și nu zic prostii, care își face reclamă când nu e spectacol. De ce? Pentru că o vezi atât de spectaculoasă. Deci e o bulă care are proiecții afară. Deci, practic, tu stai în toate hotelurile acolo, vezi, vezi sfera și zici, ce spectacol e? Uite-te la sferă. E acolo, vine YouTube. Da, acum sunt Dead & Company cu John Mayer. John Mayer. Mm-hmm. Un prieten mi-a spus care a fost acum, că a văzut, scria sala Palatului 24 noiembrie, Horea Brânciu. Deci... Am zis să nu se pună deloc, formidabil. Da. Ei, au zis ăștia, măi. Păi nu s-au putut abține. Bineînțeles că te-ai trecut și pe la Universal Studios. La... Da, am fost la Universal Studios, am fost și la Disney. Am fost și eu acolo. Cu Josephine, da. Da. Ați avut vreo întâmplare nefericită? Da. Care? Eu am avut una, zi. Ai avut? Da. Noi am avut cu Josephine, că ne-am dus în aia de studios, de turul studiourilor. Așa. Și știi că la un dat te bagă cu King Kong, cu... Și vine unul la tine să te omoare cu cuțitul. A, nu ăla. Nu. Ăla cu ăla turul. Hai de mă, a venit cu ăla. Ăla a venit doar după tine. Miz din România. Nu mai e adevărat. Cine? Norman Bates. Ăla, sau cum îl cheamă? Ceva de genul ăsta. La Bates. Cu inundații, cu apă care vine și... Aia, da, ălea nu, ălea au fost funny. Dar când a intrat la Harry Potter. Da. Care s-a făcut nou. S-a intrat la Harry Potter. Da. Și la un dat intrat și te duci acolo. La un dat zici un tip claustrofobic care ar fi zis: hai că mă retrag, dar nu mai poți să te retragi pentru că lumea e în spatele tău, coridorul e strâmt. Da. Și la un dat ajungi la niște chestii, scaune care se turut, ca un camuflet de teleschi. Da. Ce ai făcut acolo? Pe acolo nu m-am dus cu Josephine, s-a dus doar Gina. Da, am fost la aia cu Avatar. Bine, aia era în Orlando. În Orlando care e cel mai mare. Cel mai mare Disney. Stai mă, există ride Avatar? Băi, deci ce faci la Avatar? Mamă, deci te bagă prima tare... dată, te duci acolo, te scanează. Eu am avut noroc că m-am dus single rider. Și atunci nu trebuie să stai la cozile alea mari. Da. Acolo vă sfătuiesc, merge single rider, că nu stai la cozile mari. Dacă stai cu familia, 3-4, stai câte 50 de minute, o oră. Și m-am dus și prima dată te bag așa într-o dintre aia... Deci Pavel ce a abandonat familia. Nu, bravo, Andrei, bravo. Lor le era frică acolo. Și am zis, bă, mă duc acolo ca să trăiesc eu experiența. Cum, de exemplu, ne-am dus unde au fost în alte părți, unde fiecăruia i-a plăcut în parte. Și eu m-am dus aici. Și te bag dintre asta... Pe un animal de la? Cum e o navă. Da, și îți scanează avatarul și îți face avatarul și spune, nu, tu nu ești potrivit, ești nu afară. Nu ți-ai pus tu poza? Sunt din... Ba da, mi-am făcut. Cum arătai? Mamă, superb. Eu și avatar arăt... Măi, încă mai frumos. Deci eu m-aș aduce câteodată avatarul și l-aș pupa toată ziua. E, și norocul meu că mie mi-a ieșit avatarul și a fost potrivit. Și după aia te pune pe un acran dintre ăla. Un cu balaur de la, așa? Băi, te leagă cu tot felul de... Fătorul Macto! Am trăit cea mai tare senzație pe care am putut vreodată să o trăiesc. Și începe călătoria cu acranul. Și prima dată te duci printre frumos, ca și cum îi vedeai pe aia cu avatarul. Băi, dar știi cum era? Pentru că îți dădea, treceai printre frunze, îți dădeau frunzele peste mișto, față, da, treceai prin valuri, ieșea câte o balenă mare afară, te stropea, te arunca imediat, te întorcea. Băi, erau niște senzații, treceai pe lângă pământ sau nu știu ce, praf, te făceau aia praf, îți intra praf în ochi, în gură. Băi,
Doamne! Dar o femeie nu ieșea din apă să... Poftim? Nu! Bă, eu vă spun, cel mai tare raid este Star Wars. Și m-am dus de 3-4 ori. Pentru că era atât de mișto. Am ieșit și a zis, Doamne ferește. Și a zis, singur raid. Au descoperit aia din Orlando. Copilul Bartoș a venit, dar poftiți. Băi, deci este, deci aia este, am trăit, cred că o experiență supremă. Jur. Deci ce tare. Nu există un Star Wars-ul e fantastic. Star Wars-ul m-a spart. Intri n-ai fost pe ăsta. Dar n-ai fost pe, ai fost pe ăsta pe Avatar. Păi n-am fost. Ai văzut? Acolo nu zboară, acolo ești cu nava. Acolo ești Luke Skywalker cu nava. Păi nu mai spune că e cea mai tare chestie. Nu, ăla e un film complet. Deci faci parte din rezistență. Te duci. Și traci și tu cu tatatatul. Da, te vin ăia, ajungi, te întâlnești cu toți stormtrooperii ăia când vezi. Deci te ajungi pe o navă și te întâlnești cu 50 de 100 de stormtrooperii în fața ta. Așa. Și cât ai bătut? N-am bătut pe nimeni. A, că tu ești pașa. Păi nu, știi ce a zis? Știi ce a zis, Marie? Păi, eu am fece puica. Ce este? Nu, că el a zis, el a început, I'm your father. Du-te! Ai dat spoiler. Du-te! Nu, nu, chiar e mega rai. Așa. Dar știi că la un dat i-a spus lui Hamill ăsta, care a jucat Luke Skywalker, fii atent aici, îți spunem doar ție, ăsta Lucas. Da, mă. Știu eu, Spielberg și tu. Și dacă se află mai încolo, tu ești de vină, ai înțeles? Și ăsta a trebuit să țină un an de zile secretul. Și la un moment dat zice, să nu care cumva să-i spuneți ăsta către Graham Norton, să nu care cumva să-i spuneți asta lui Leia, cea care Ca aia a dispărut. Pentru că aia spunea la toată lumea, dacă vrei să afli, dacă vrei să afli o știre global, îi spui lui Leia și așa. Toată lumea știe. A fost într-adevăr senzațional. Povestește-i până la cap. Așa, și dar ce episodul? Nu, că ăsta a fost. Fian, deci el a ținut secretul. Așa. Că ce? Și la premiera filmului, când ei stai să că ei nu vedeau ce filmau fiecare. Da. La premiera filmului stătea lângă Harrison Ford. Și când, la scena asta când zice I'm your father, ăsta s-a uitat la el și tu știai și nu mi-ai spus până acum? Da. Bine, dai și tu zmeura aia. Da. Asta e ca la Mass Singer, vorba e, când eram la Mass Singer, n-aveam voie să spunem... Da, Doamne, noi să nu... Îți dau pahar? Ce? Nu. Dar să știi că ăsta e și preferatul meu și e și preferatul lui Teo. Serios? Ăsta. De foarte bun, e... Îmi place ăla cu lămâie. Ăla cu lămâie. Dar nu vrei să ți-l pregătesc? Îmi place ăla cu lămâie. Ăsta e măr? Ăsta este... Măr n-ai bun niciodată? Nu. Păi pun la rece? Poate le bem astăzi pe toate. Pune și ăsta la rece. Da. Mie îmi place ăsta cu zmeura că... Mie îmi făceau bunicii... Am 50 de bani. Îmi făceau bunicii sirop de zmeură. Da. Și mi-au aminte de copilărie. Copii bogate, avea de toate. Da, cu bunicii tăi. Am o întâmplare cu bunicii astăzi, dar să ajungem la ea. Păi ce? Eu sunt cu bunicii astăzi. Păi și eu, suntem, uite. Fraților, una peste alta, vreau să vă spun că au trecut 14 ani. Mamă, de când voi doi vă cunoașteți. Deci avem buletin. Exact. Avem buletin. Aveți buletin. Nu au trecut mai mult? Nu. Nu, 14 ani. Asta este... Ăștia sunteți voi doi, în cazul că... La un moment dat. Da. Așa. Avem niște poze foarte... Da. Mai ales edificatoare. Asta este tătici. Foarte frumoasă. Da. Tătici. Asta unde era? La Cluj. Era la Cluj, cred că în primul sau al doilea an. Măi, și ne-am dus la un film, că de unde atunci mergeam în preselecții. Și ne duceam înainte cu o zi. Băi, a fost cum a fost preselecția? Bă, ca un film! Nu, și el tot timpul avea, hai să mergem înainte tot timpul la un film. El și alegea că de un film. Mergeam. Și după aia, orică nu ne-a plăcut filmul, bă, sus în parcarea, erau niște cărucioare. Așa. Hai să facem filmul nostru. Nenicule, și a fost filmul nostru. Ne-am dat pe acolo... Iertați-mă. Fast and Furious. Da. Aici eram la masă, ne-a chemat Virgil Stănescu la masă să mâncăm mici de basket. Și, bineînțeles, una dintre cele mai celebre, de fapt, poza care v-a consacrat. Asta e bună, că ne-a consacrat. Băi, frate! Dar arată-o la public. Asta ne reprezintă. Vreau să vă spun ceva. Deci uitați-vă la Horea. Deci el ne acuză pe noi că noi mâncăm toate șoncoasele de pe lume, toate colesterolurile. Ei, dar de ce e o acuzație? Că nu înțeleg. Nu, eu am făcut fasting. Știu, tocmai, el tot timpul face fasting, bă. Când facem noi emisiune, el face fasting. Da. Și fii atent, el își comandă salată, spanac și nu știu cum. Să dea bine. Vine la noi în cabină și vine la noi în cabină și zice, dar voi ce ați comandat? Tenicule și bagă în el. Ia mă ce ați făcut. Și bagă în el...
Uite, acum chiar mi-e foame. Mi-ai și făcut poftă acum cu ăsta. Mă bucur că ți-a făcut poftă. Numai că acum asta. Da. Asta. Așa. N-ați mai cântat-o de vreo mult timp. Cine? Voi doi. Da? Aulă. A, da. Deci asta, deci iată aici. Nu contează că o să greșiți. Face noi parte doi? Din viață. Da. Tot timpul. E o piesă pe care o cântăm noi doi? Da. Noi doi. A, care, gata, știu sunt două, sunt două. Nu. Ori e cu fuior, ori e sexy. O sexy o pe bar. Cu fuior. Deci. Cu fuiorul. Mamă. Mamă. Bă, muncă, bă, nu mâncare. Măcar să începe cu refren. Yep, yep. Nu știu ăsta, bă, este mult. A umblat mereu pe drumuri, ca așa face călătorul. Dar acum venim acasă, toată gașca, cu fuiorul. Cu fuiorul. Am adus cu noi talente, să-ți alegi câștigătorul. Și pe Andra, și pe Andre, și pe Brețu. Cu fuiorul. Venim cu fuiorul, strâmbopoși, dacă ne duceți dorul, stiga tare, tare. Venim cu fuiorul, strâmbopoși, dacă ne duceți dorul, stiga tare, tare. Cu fuiorul, cu fuiorul, cu fuiorul, oh baby. L-am lăsat pe patul sexy și așa strigă tot poporul. Eu băiat modest și simplu am venit doar cu fuiorul, yeah. Cu fuiorul. Ia să vrem, Pavel Bartoș, cântă! Am făcut și repetiții și am pregătit decorul. Iar măciucă ne ridică și moral cu fuiorul. Mamă, măciucă, am uitat de... Cu fuiorul. Venim cu fuiorul, distrăm tot poporul. Și dacă ne duceți dorul, striga stare, stare. Venim cu fuiorul, distrăm tot poporul. Și dacă ne duceți dorul, striga stare, stare. Cu fuiorul, oh, oh, oh. Cu fuiorul, yeah, yeah. Au venit cu mama, alții cu admiratorul. Unii se aleg cu faima, însă unii doar cu fuiorul. Cu ce, cu ce? Mai zi o dată! Cu fuiorul. Adunați-vă cu toții unde aveți televizorul, ca să fie treaba bună, să deschideți toți. Cu ce? Cu fuiorul. Cu fuiorul. Și acum pentru toată, yeah. Venim cu fuiorul, distrăm tot poporul. Și dacă ne duceți dorul, strigați tare, tare. Venim cu fuiorul, distrăm tot poporul. Și dacă ne duceți dorul, strigați tare, tare. Iartă-mă, iartă-mă. Da. Nu, fără aplauze. V-am spus, fără niciun pic de aplauze. Băi, dar cum a fost asta cu fuiorul? Pe unde ne duceam cu fuiorul? Da, nu, că da. Asta m-a făcut să urmăresc. Știi câte fuioare dintre astea am primit? Nu, bă, cred. Unde mă duceam, ziceau, parcă da, cu fuiorul. Da, uitați, poftit. Băi, am făcut la mâna colecție. Serios, deci...
cu fuiorul sau aia cu sexy Pavel Bar. Doamne, cât urlă. Aia cu sexy. Au, dar de ce nu mai faceți chestii? De ce nu mai cântați piesa asta? Când ne întâlnim, ne întâlnim. O mai cântăm. Uite, adică, de exemplu, uite, în acum, se vor face filmările. Într-o lună, două, încep filmările. Da. Da. Vreți să vorbesc cu Batista? Nu ne mai lasă Batista. Ce? Băi, băi, de ce sunt amintirile? Batista merge cu fenomenalul. Înțelegi? Nu. Noi mergem cu tradițional. Băi, toate lucrurile pe care le-am făcut s-au legat foarte natural. Atunci. Asta cu fuiorul a fost o tâmpenie pe care o tot repetam noi până emisiune. La un moment dat venise, cred că o concurentă, cu fuiori. Ne arăta cum fuiorul să face... Și noi am rămas cu fuiorul. Și a fost și cu un moment lung dintre ăsta, cum să zic eu, care a durat destul de mult. Și atunci când noi ne plictiseam între numere... Cu fuiorul. Și am rămas așa, cumva, înțelegi? Atunci era un fel de light motiv. Nu, noi avem și niște de-astea, ne blocăm pe câte o expresie. Dar nu e foarte bine chestia asta. E foarte bine. Oamenii se întâlneau, ne întâlneam cu oamenii pe stradă și spuneau, cu fuiorul! Da, așa era, că de fapt așa era, cu fuiorul! Când se întâlnea cu noi, nu ne mai spuneau, salut, ce faceți, bă? Era ca un fel de, cu fuiorul! Ce prostie! Și, da, exact. Da, da, da. Hai să facem o piesă cu asta. Și am făcut-o pentru o finală de România Au Talent. Da, da, da. Uite, de la această experiență mă duc puțin în copilăria lui Pavel și vreau să vă spun că idealul lui, știți care era? Aoleu. Să lucreze într-o alimentară. Da. Nu. Păi mi se pare, dar nu vă e clar. Omul de la alimentară. Dar de ce credeți că vrea să lucreze într-o alimentară? De ce? Pentru că pe vremea Ceaușescu se stătea mult la coadă. Și eu eram cel mai mare din casă și pe mine mă trimiteau la 3 dimineața, stai la coadă până venea la 7 unul dintre părinți să te înlocuiască ca tu să mergi la școală. Și tu stăteai la butelie, la carne, la ulei, la pâine. Show-ul meu ăla stand-up autobiografic și îi spun chestiile astea. Da. Într-o manieră, știi cum e, ortodoxă. Adică râdem de ele, că acum corect, chiar râdem de ele. De aia când era adolescent, el chiar avea coadă. Și băi, nu, serios. Și de atunci nu suport coada. E, și atunci îți dai seama că... Da, eu când mi-am lăsat coada nu mă suporta. Da. Da. De ce să mai stau la coada? Vreau să fiu vânzător la alimentar. Mi se pare cea mai tare chestie. Știi cum avea el o chestie tarabă și avea în spate... Cine? Ăla, vânzătorul alimentar avea. Și hotăra el. Câte dă, câte face, cui dă... Și să vedea și pe sub mână. Da, da, da. Dacă erai prieten cu el... Doamne. Erai cel mai liniștit... Cum să spun, e ca și când aveai gaur în casă. Pe cine cunoști? Da. Pe tipul de la alimentară. Da. Adică să cunoști. Gândește că, cum să zic eu, după Revoluție, cei care s-au orientat cel mai bine sau au devenit mari oameni de afaceri au fost ăștia care au știut cum să facă, știau toate informațiile, că știau oamenii. Ăștia au devenit șefii de salon, înțelegi? Da. Mari afaceriști. Despre ce vorbim? Știi, dar tu aveai o vecină, da. Pentru că acolo ai cunoscut gustul adevărat al prăjiturilor. Da, oh, da. Pe Cotineni. Care vecină? Cotineni și... Mi-ai povestit tu despre o vecină. Da. Cotineni și... Ce ți-a povestit exact? Despre care vecină? Mâncare, băutură. Nu, era Erico. Fraiera Erico. Am greșit. Nu. Dar nu era vecină? Da. Ce prost e. Să mai spun eu ceva. Uite, drag. Păi, dar eu n-am zis nimic. Ce zici? Care vecină mi-ai povestit despre... Vorbeam de mâncare acum. Nu. Cotinenii. Despre asta vorbeam și eu. Erau bătrânică care aveam fiecare joi, avea seară de Remi. Bă, deci era una din Remi. Remi și chema toate babeturile. Și când murea una, a chemat-o pe mama. Și da, două ore cât îți aia. Cât aia, noi putem face ce vrem în casă. Pentru că tot timpul ne trimitea prăjituri, făcea pălincă în casă. Ea era una dintre astea foarte... abia așteptai să te cheme la ea în casă, că îți dădea ceva. Știi? Îți dădea ceva. Adică era... Nu știu, după chestia asta mi-ai făcut o poftă nebună. Da. Da. Andreea, mamă, intervine, să intervii, iubita mea. De la alimentară. Mamă, ce mișto. Asta știi cum e? Carnea asta este una dintre preferatele mele. Asta deci de la Ianoș Baci. Ianoș Baci. Ianoș Baci, Bociu, da, mă. Recunosc pieptul de... Stai, care carnea preferată? Îi recunoaște pieptul, mă. Ăsta. Îi recunoaște pieptul, mă, băi. Dar întotdeauna Pavel s-a orientat după piept. Mi-a plăcut întotdeauna pieptul. Mă bucur foarte mult. Pită cu cartofi. Fiți atenți aici.
Unul bea alb. În America, zi. Și cum a fost în America? Zic, cum să zic eu? Și aripioare. Gustul ăsta. Zim vin alb. Te știu bine. O gură mică. O gură și vin roz. De ce, roze, de ce, roz. De ce? Că am destul roz în casă. Și tu ai roz. Da, da, e. Am început să mă și îmbrac în roz. Da, foarte bine. Oho. Eu am tot roz în permanență. Da. Venim cu fuiorul și dăm. Ăsta este alu ceapă, tu ceapă roșie nu ceri. Ceapă avem? Nu, roșie. Avem mai mișto e. Asta cu fuiorul? Băi, eu cred că trebuie cântată. Ascultă-mă ce zic, eu nu zic prostii. Eu am cântat-o, mă, când am un concert, mi-o cerea lumea în concert. Păi, păi da, bun, și acum? Păi acum nu știu. Păi tocmai, băi, eu, de ce sunt în viața ta? Tu nu te-ai prins, de ce? De ce acum, sunt e cu, eu? Acum e cu viața mea. Viața acum mea. Cu viața mea. Viața Tare mea. De bine, 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 să te ia. Viața mea. Voilà, voilà. Pentru al 100-lea episod și pentru prietenii mei, la mulți ani. La mulți ani și la multe episoade. I love you. I love you. Bine ați venit. Welcome back. Să trăiți. Simți tu gustul mai asta mult pe noi. Asta îți place ție cel mai mult? Asta. Aia, da. Care? Asta. Da, dar fii atent, știi ce ai făcut greșit? Nu. L-ai tăiat un pic gros. Asta se taie subție. Uite, asta este un, ăsta este un piept de mușchiuleț afumat. Știi cum e? Dacă îl tai subțirel, frumos... Păi el le-a tăiat, îți dai seama. Andreea, dă toată vina pe Andreea. Cine tai așa? Se vede că ăsta a fost un copil care n-a avut probleme în viață. Nu, 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 nu. Ăla nu se trăia salamul. Nu, nu, nu. Arizerul se tăia atât de subțire că eu luam de la frații mai mici, luam coaja și încă tot... Luam de și de pe coajă. Nu, te înșeli. Copilul ăsta este vegetarian. Nu știe cum. Înțelegi asta? Știi decât să tai așa de... Bine că... Le-a ca pe roșii. Poftim o felie, bagă... Pe de altă parte, Smiley, dați-mi voie să vă citesc ceva de la el. Când eram mic, citez, visam să fiu faimos și celebru. Asta de mic aș știu ce vrea. Visam de mic, dar inconștient, auzi. Eu când m-am apucat de chitară în clasa 5, a profesoara m-a întrebat ce vreau să fac. Eu mă gândeam că mă fac aviator ca tata. Mama îmi spunea să mă fac medic-chirurg, să fac nu știu ce. Și eu asta ziceam, că o să mă fac medic-chirurg. Profesoara mea mereu râdea și mi zicea, sigur o să te faci medic-chirurg. Da, exact așa îmi zicea. Da, da, sigur. Pentru bucuria revederii, iată șoimul patriei, da. Smiley. Iată-mă. Vreau să spun că... Pionier era tu. Nu, n-am fost pionier, am fost doar șoim. Da, încă nu l-a primit. Păi nu, în 90 s-a terminat povestea cu corect. Șoim. Cu profesoara de care zicea era Valeria Paraschivescu? Nu, Valeria Paraschivescu a fost învățătoarea mea de la 1-4. Erai cu minte în clasă? Nu. Bravo, bravo. Și era acceptabil. Să știi că... De-aia nu m-au dat afară, adică... Băi, uite-te la el. M-au acceptat. Știu, eu n-am văzut. Ce? Uite-te. Semnă un pic cu Josefina. Da. Da, da, asemenea cu Josefin. Da. Da, 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 da. Da, uite ce băiat. Tu știi că bărbuț. Smiley, pe măsură ce înaintează, devine din ce în ce mai bărbat puternic, așa? El ca Sean Connery. El nu, ca, să știi, ca și Brad Pitt, dar și Sean Connery, exact, a avut chestia asta. Unii sunt, uite, George Clooney. Unii cu cât înaintează în vârstă, cu atât devin mai bărbați, mai... ia-ți exemplu. La fel general... Bărbații cu cât înaintează în vârstă sunt mai bărbați. Nu toți, sau proști. Nu? Da. Da. Pe de altă parte, dragă Pavel, da. Vreau să te întreb dacă îți mai aduci aminte vacanțele cu bunicul. Da. Adică mi-amintesc mai pentru că de pe 15 iunie când luam vacanța, ai noștri, bă, ne teleportau, deci știi cum, aproape că ne aruncau la țară. Așa. Adică vreau să scape, bine, și noi de la bloc, îți dai seama. Așa. Ne puneau pe 15 iunie și ne luau pe data de 12-13, exact cu o zi, două, înainte. Și ne tundeau ca să, totuși, să fim... Mă duc jos? Dacă aveai, așa, de cele mai multe ori. Și știu că tot timpul eram pe mână cu ăsta de la nuci. Că atunci galben de la Nuci, da. Galben de la Nuci, care trecea un vreo două săptămâni și toată lumea credea că eu lucrez la motoare. Ăștia de la bloc nu înțelegeau cum poți să ai de la Nuci culoare. Nu înțelegeau. A, nu, că tu lucrezi la ceva motor. Și am zis, da, fac o rachetă. Nu lucra la motoare. Ia. Da, asta e la Slănic Moldova. Pe cal. Era într-una dintre... erau cele mai plăcute astea. Eu n-am poză cu pe cal. Eu am avut rare...
Omul. Rare momentele astea în care mergeam și cu mama și cu tata, pentru că tata nu era atât de des acasă, mergeam cu toți 2-3 zile undeva, mergeam de obicei la Tușnad, la Slănic, Moldova, și atunci erau acolo, pentru că erau zile în care cumva îmi dădea orice, adică orice, cât înghețată vroiam. Răsfăț total. Da, atât aici. Puteam să beau alea Pepsi. Brief? Nu, Pepsi, mamă, era... întâlneai pe cineva, în stațiunile astea întâlneai pe cineva care îți făcea rost de o... Și îmi plăcea că puteam să mănânc cât șnițel vroiam. Că ziceam la restaurant. Să vină... Nu, șnițel. Șnițel cu piure. Șnițel cu piure. Mamă. Senzațional. Probleme de oameni. Să știi că Smiley a avut și el, când era mic, o influență benefică a bunicului. Uite, de la bunicul, tot mă întreba lumea, bă, de unde ai moștenit talentul? Sau nu știu. Ce talent? Zis, bă, actoria. A. Așa. Harul pe care l-am. În proporțiile, adică în limita stocului disponibil. Și la un moment dat m-a întrebat cineva, bă, de unde? Și cred că de la bunicul. Bunicul era foarte, din partea mamei, era foarte pișicher. Era foarte, el totdeauna avea replică la orice, lângă el te simțeai bine. Sau când vrea să fie rău, rău, nervos, atunci nu era bine. Dar în general era foarte pișicher, era senzabil. Adică, știi ce înseamnă pișicher? Avea un simț al umorului. Montos. Da, avea un simț al umorului foarte, foarte dezvoltat. Să știi că... Și plăcea la, viața. Nu știu cum a fost relația ta cu bunicul, dar văd că strânsă, bun. Dar relația lui Smiley cu bunicul a fost foarte interesantă. De ce? Pentru că el a avut o aventură a 3 ani și jumătate, Smiley. Da, da. E știe. A plecat din fața blocului cu ceilalți practic copii. Practic de vârsta lui Josefin. Era. Așa? Și te-ai dus unde te-ai dus? Pe stadion. La 3 ani jumate s-a dus pe stadion. Imaginează-ți-o acum pe Josefin. Da, da. Da. Bunicul meu obișnuia să mă ducă la meciurile de fotbal. A cui? Ale lui FC Argeș, normal. FC Argeș! FC Argeș era... Când FC Argeș... Pe și acum mai e FC Argeș. Era echipă. Dar nu mai e în Liga 1. Sau 3 e. Ani și jumătate. Nu mai e. Da, la 3 ani jumate. Dar știam foarte bine drumul. Mhm. Am plecat cu niște prieteni de la bloc. Da. Cred că mai mici ca mine. Da. A, deci v-ați dus în gașcă. Da, și i-am rămas pe stadion. Și acolo m-au găsit. În tribună. Și în tribună ce făceai? Hai, Hagi, hai, Lăcătuș, ce știam eu atunci. Băi, opa. Vedeți, am vorbit de bunici. Am vorbit de bunici, corect. Imediat. Ba, serios, când vorbești de ei și lui bunicul îi plăcea viața, cred. Da, da. Acum pentru toți, hai, să se simtă și ei bine. Să se simtă bine. Dragii mei, astăzi, pentru prima dată la aceste microfoane, se va auzi cel mai complicat. Ce-mi dai? Cel mai alambicat. Olo. Ziceți voi. Oh, yeah. Deci, ce? Nu-l știi, ți-l dau doar ca să vezi. Ra. La Hei Hei, tu zici Hei Hei. Ce, imnul Argeșului? Imnul Argeșului. Bă, lasă-mă. Ce să te las, mă? Hai, ce? Deci, bă, că de căcat. Pardon. A făcut altcineva? A făcut altcineva? Păi, eu nu știu. Nu știu cum să nu știi, mă? Bă! Mă. Dar nu l-a făcut bănică, bănică l-a făcut. Bă, asta e oficial, merge bine. Suntem hărăziți să avem un loc frumos în lume. Alb și violet ne sunt la piept culorile. Așa ne vom apăra al nostru nume cu o victorie! Victorie! Vulturilor ne stă de acum nimic în cale. Noi suntem urmașul din legenda lui Dobrin. Toți în echipa din Trivale. Și Petri nici nu știu. Atunci hai să mai o dăm pe Comunescu. Hai, Argeșul, luptă pentru noi. Hey! Și mereu te vom iubi. Hei, hei. Și iarăși vom mai fi. Oi, Argeșu, hei, 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 hei. Luptă pentru noi. Luptă hei! Pentru noi. Luptă hei! Pentru noi. Hei! Luptă, luptă, luptă pentru noi. Luptă pentru noi. Hai, luptă pentru noi. Hei! We are in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. Cu fuiorul.
extraordinar, extraordinar. După ani de zile... Se vede că l-ai cântat la 3 ani jumate. Băi, îți dai deci... seama dacă el la 3 ani jumate se ducea pe stadionul FC Argeș și striga hai Lăcătuș, hai Hagi, care erau la Steaua. Adică... Păi nu mă, dar nu ce crezi că eu știam jucătorii, ești nebun la cap. Băi, băi, fii atent aici. E pentru prima dată când iată un imn care este, era alambicos, așa el în general. Este normal. Deci o combinație între Socaciu și Beatles e tocmai bună pentru FC Argeș. Exact. FC Argeș, deschimbați-vă. Și finalul e We are living in Yellow Submarine. Aoleu, Dumnezeu. Dar pe alb-violet. Dar pe... Nu, nu, pe dinăuntru e Yellow Submarine și pe din afară e alb-violet. Auzi, Violetule, no. De mult vreau să te întreb o chestie. Tu ai jucat în Ungurește la, da, la Miercurea Ciuc? Nu la Miercurea Ciuc, am jucat la Timișoara. La Timișoara am jucat în Ungurești pentru că, uite, un regizor foarte mare, Victor Ioan Frunză, el era atunci, a regizat ceva la Teatrul Național Timișoara și eu tocmai câștigasem gala tânărului actor și el m-a văzut acolo și a zis, tu poți să joci și în maghiară. Fac că nu pot, i-am spus, Victor, te rog eu frumos, eu știu să vorbesc ungurește, dar eu nu știu să citesc sau să scriu, adică de citit mai citesc. Dar nu poți să reții? Da. Și el mi-a zis așa, ba da, fonetic, tu știi foarte bine și într-adevăr fonetic, dacă vorbim de mic nu copil. Cred, nu credem. Și noi nu credem. El mi-a zis așa, și fiate, el mi-a zis așa, ba da, o să vezi. Și mă duc la prima repetiție așa. Și ne punem toți la nas și primesc tita mai textul. Și zice el, și citiți. Și eu, Egeșvă. Băi, se uitau ceilalți actori la mine și băi, pe ăsta l-a adus? Bine, când am văzut că m-am făcut de râs în prima repetiție, m-am dus la un prieten de-a meu, Andraș, și zic, Andraș, mă înveți, te rog eu frumos tot. Nu a doua zi știam tot textul. Nu cred, nu cred. Tot textul. Dar ți l-ai făcut trecut acolo fonetic, recunoaște. Da, adică mi-am făcut. Dar nu era o comedie, nu trebuie să te faci de râs? Ba da, la repetiție. Băi, cu cine joci aici? Te faci la repetiție. Ești în FC Argeș, revino la noi. La un moment dat am avut un text, bă, care nu mi intra nici cum în gură. Așa. Și e foarte literar, pentru bine că, sens. Bă, și ungureasca pe care noi vorbim în Harghita este secuiască, e, bă, și e, cum e cardelenească, cu o lungim, o, bă, e, și la un moment dat era o chestie care era un fel de rege paragrafararmus când te vei dezoriginaliza, și era ceva de genul, băi, am învățat replica, nici acum nu uit. Zi. Și ceva de genul, s-o vala tot lombonali și meri hodienne coz urnă coz ulepin, chedet uile niu mătăi, mutat coznoc. Ai zis ceva de cozonac. Ei, nenicule, asta a fost. Deci asta nu pot să uit niciodată. Deci astea le mai uit, se arăt lec, vi sunt lat așa. Sova, la tot lombon, elici meri ugenne coz urnă coz ulepin, chedet uile niu mătăi, mutat coznac. Bă, într-o ungurea, într-o accent perfect. Adică am ce primit aplauze. Scu- iartă-mă, ce înseamnă? Așadar, în lipsa, cum să zic eu, recunoașteți că urmele de pe fund au fost ale mele, mă rog, urmele de palme de pe... Era o comedie. Da. Cine era actrița? O actriță unguroaică. Ce ziceai de Erica? Juja, era Juja. Era Buză? Juja, Juja. 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 Nici nu știu dacă e Alință o numele ei. Nu, eu îi spuneam Juja. Numai eu îi spuneam Juja. Era Jujica. Băi, deci fii de aici. Eu am văzut o poză a acestui om. Deci, tu semănai cu mine acum 30 de ani. Aoleu. Deci vreau să vă arăt o poză. Este o combinație de pastor de la pastor liniștit cu Brad Pitt. Uite-l. Vai! Oh! Asta e poza de pe aia de bacalaurea de la 12 deci, ani. Deci ești prost, n-am văzut niciodată poza asta. Deci ăsta e el, mă. Asta e poza de pe aia, de pe... Bă, și să vă spun povestea. Povestea, vai, deci povestea este senzațională în spatele acestor. Atunci cred că am făcut primul meu deal senzațional. Ia zi, 12. Ce deal ai făcut tu? Noi trebuia să facem acele poze și acele sonete. Corect. Și atunci am zis, bă, cum se iasă mai ieftine? Și am avut un prieten la poliție și mi-a dus pe toți, am făcut poze la poliție. Să intre următorul grup de infractori. Am făcut câțiva dintre poze la poliție și așa. Am ieșit mai bine decât dacă le făceam la fotograf. Ia bine deja. Unde se uită la niște cătușe, îți dai seama. Dar nu era spate pus. Băi, ăsta? Da. Uite-te, mă. Da. Era cum Isus Mario. Isus Mario, să ne rugăm. Auzi, mă, știi ce freză avea? Mai ții minte când a apărut Backstreet Boys, că era Nick de la Backstreet Boys? Ăsta e, ăsta e. Era și poza asta. E asta cu geacă de piele. Da, asta era, e, asta, deja asta eram fan Top Gun aici, Tom Cruise. Am luat o geacă veche a tatălui meu și am pus toate emblemele pe ea. Uite, dacă te uiți, exact. George Michael. E și o insignă cu George Michael. Ce piesă avea George Michael atunci?
Freedom. Aia, nu, aia, Freedom sau Last Christmas I Give You My Mama, pe care era Wham. America is got an ocean. All you have my heart back on the floor. Oh baby, is that river. Așa, așa, Erica, Jujo. Cause I got a faith. Set at leg. Zici replica aia acum. Szóval lombon el is megyen, ennek az úrnak az ülepénk egyet új lenyomat mutatkoznak. Băi, bon, eu cred că, știi, când credeam că știu totul despre Smiley, atunci vine o știre. Și vine știrea asta. Întrebarea roșie. Iar acum întrebarea roșie, eu fac poate. Sună-ți un prieten. Care a fost prima piesă pe care ai cântat-o când ai început ca solist în trupa Millennium 3? În ce trupă? Prima piesă? Da, da, da. Millennium 3, alături de Robert Dulică, da. Diu Ionuț Liviu Bobby și, da. Și Andrei Ropcea, adică Randy. Da. Prima piesă la Millennium 3. Atent, liniște, vă rog. Yeah. Nu știu care. Păi tu știi repertoriul, păi Ionuț, tu știu. Ți-am dat un inel. Și acum îl vrei pe el. Da. Sau ce, licenii rock and roll. Ce? Dai să mă, nu mai știu. Tu ai cântat cu oamenii ăștia, tu realizezi chestia asta. Deci și acum informația zice, și fiți atenți, colegi, ajutați în proiectul ăsta de către Ioan Ghiuri Pascu. A, păi stai mă, eu mă gândeam la prima piesă, eu știu, când nu mai știu ce primele care erau primele. Păi asta, Millennium 3. Asta pe care am făcut-o cu Ghiuri. Iarna la mare se numește. Cum îi zice? Iarna la mare. Da, cum îi zice muzical? Iarna la mare, stațiunile sunt bun, goale, dar viața palpită la techirghiol. Sac doamnele goale în căzile termale. Vacanța vă așteaptă la cura de nămol. La curgol. Băi, dar ești formidabil. Deci, cu... da, era... noaptea, adică iarna la techirghiol. Iarna la mare, stațiunile sunt goale, dar viața palpită la techirghiol. Extraordinar. Tu te și vezi. Extraordinar, mă. Deci omul ăsta până să-și găsească drumul, să nu credeți că a venit, băi, Smiley din prima. Pulița. A făcut experiențele lui. Mai am cu o experiență interesantă. Ma, da, e, mai am. El a fost, dai seama dacă el și acum a chestia aia, imaginea cu alea de la Techirghiol, cu doamnele de la Techirghiol. Nu, visul lui este să ajungă la Techirghiol. Ultima dată când ai fost la Techirghiol? Vă spun, ca să înțelegeți cum te duce viața. Primul meu concert ca Smiley a fost la Techirghiol. La doamnele. Pe cuvânt? Nu. Erau doamnele. La doamnele goale. Doamnele la nemolul gol. Cine-i tipul? Cică e cu zâmbet. Da. Cică e cu zâmbet. Ce-ai cântat în prima de la doamnele de la nemol? Păi tu îți dai le-am cântat preocupat cu gura ta. În timp ce tu cu nămol mă vei da. Așa. Pentru că și la doamne știi ce se vedea? Doar zâmbet. Le-am cântat. Toate erau un nămol. Le-am cântat cea mai tare piesă. Care? My Way. Vezi că se uita că de cea mai tare piesă ești chiar tu. Păi da. Toate erau negre. Dă-ți un pic nămolul. Băi, deci este femeie, ceva... Eu n-am cântat niciodată, am cântat la Techirghiol. Eu am cântat la Techirghiol. Nu, era o petrecere. Așa. A unei firme. Așa. Era o încăpere de vreo două ori cât asta. Așa. Așa. Și, na, erau mai multe doamne. Și eu le-am cântat. Era un nămolite? Nu, eram pietrită. Da. Au, și le-am cântat, m-au atins. Dress code, nămol. Da, dar partea interesantă era că eu veneam de la un concert cu Simplu. Și au venit și băieții. Așa. Să mă susțină. Era primul meu concert. Păi când au auzit că sunt atâtea doamne cu nămol. Știi? Mișto. A fost fun. Când o să cânt eu, o să încep să cânt pe negative, veniți și voi să mă susțineți. Ai de gând? Nu, no, că îmi place prea mult să stau pe... să aud ăsta, hai mai zi la pian, da, mai zi... Mă, că mi-a zis cineva, dom'le, am fost la concert la Brânciu și am impresia că băieții ăia cântă mai mult ca el. Absolut. Așa m-au zis. Absolut. Păi, da, cu asta se scoate. Dom'le, cântă toată trupa. Da. Tu nu știi că... Când obosești, pac, băieți... Măcar el în muzică a ajuns la o concluzie bună. Știi cum e, dacă ești cât de cât deștept, te înconjori de oameni și mai deștepți, știi? Corect, da? Corect. Deci ca să lucrezi mai mult pentru tine. Iartă-mă, tu m-ai chemat odată la Odeon, da. De fapt ne-ai chemat, că am fost acolo împreună, da.
mereu la aventurile da. Tale, noi suntem împreună, da. Cu Smiley, așa, vin acolo da. Și stăm așa. Pentru și așa tu aveai, trebuie să ne susținem. Sigur, Romanian Tradition One. Da, scurtmetrajul, primul scurtmetrajul. În calitate de regizor. Și acum, în calitate da. De regizor, pregătești Romanian Tradition 2. Da? Când vine asta? Nu știu, dacă după ce s-a întâmplat în Romanian Tradition 1, e doar, acolo trebuie să fim nenorociți. Adică ăia, doi tineri. Deci, e adevărat. Da. Adevărul cu asta cu furatul miresei? Eu cred că da. se cere o continuare. Da. Crezi că noi am fi potriviți să fim... lăutari? Nu, uite, că am fost la festivalul, la festivaluri, așa? Și la un moment dat am fost la un festival de la Izmir. Și acolo, într-adevăr, m-au întrebat, da, asta cu furatul miresei era... Da, este o tradiție românească. Ah, da, la noi dacă ați fi furat, atunci clar era... Erați morți. Era războiul al treilea mondial. Nu, Doamne ferește să faci astfel de lucruri. Și am zis, da, la noi e o tradiție, adică... Bă, nu știu, că eu nu prea am mai văzut-o. Eu aștept, încă aștept Romanian Tradition 2. Da, ok. Iar dincolo de asta vreau să spun nu că... nu pot să fac și tu vei fi rodul iubirii dintre mireasă și mire. Că o să fac după... Eu sunt Rod Stewart! Așa. Dar am alte idei pentru scurtmetraj. Asta a fost o glumă muzicală. Da. România Film prezintă producător Pavel Bartoș în rolurile principale, lăutar Smiley, rodul iubirii. Furia Brinci. Yes. Catering. Și roada iubirii. Că trebuie să existe și o roada iubirii. Eu vreau să spun că pe mine m-a frapat un lucru. Tu ce te simți acum, actor sau cântăreț, Smiley? Artist. Producător. Perfect. Pentru că am intrat pe IMDb și... Și ești mai mult cu... Bă, frate, cred că tu nu știi. Deci, dincolo de faptul ăsta, tu ai făcut la începutul 2022 Legații cu Iura Luncașu, rol principal. După aceea a fost și Odată pentru totdeauna, tot rol principal. Da. Iar după aceea zic, stai puțin, că ăsta are o carte de vizită importantă. Mai mult ca actorii. Poate, noi nu știm cu cine stăm la masă. Și după aceea am zis, 2007, One Step, 2008, Ahead, spun și rolul dacă vrei. Nu mă, One Step Ahead, se numește... Așa, One Step Ahead? Un pas înainte, e un de bă, revino-ți, de unde știi informația? Asta l-a fost rău. El, știi că și pe IMDB e cu silabe, el își dă mare. Și acolo pe IMDB dă imediat pe partea cealaltă și zice, One Step. Head, știi? Adică, bine că n-a spus oameni. Asta e ca aia, știi? Și eu acum am făcut două filme, unul la dinți și unul la plămâni. Da. Și toate sunt rolul principal. Deci vine de aici. Nu, ăsta e serialul, un pas înainte. Un pas înainte, mă stai, un film simplu, 2008. Da. Nașa, 2011. Cum era? Nașa. Nașa, continuăm. Old School Renegades, 2013. Ulu. Selfie, 2014. Ora Mona, 2019, polițist. Da. Și bineînțeles, în 2023, Ramo! Da, sunt are chestii la care mai... mult mai bogată decât 70% din... Hai să zici decât a mea! Da. De joacă, da. Eu am jucat doar roluri secundare. Dramatice. Doar roluri secundare, dar nu contează. Dar rolul din team building ăla e... Și rolul din team building cel mai bine vândut. Pe Dumnezeu. Acolo e, nu se pune. Cel mai bine vândut film. Da, nu se pune. Divinitate e divinitate. Da. Apropo de Ramon. Da. Zi-mi cum a fost primit de oameni din toată țara. De ce? Pentru că tu ai spus că se vor regăsi în el români de la copilul de 8 ani până la cel de 115. Da. Cei de 115 nu prea vedeau. Iar cei de 3 ani erau cu aia de 115. Nu, undeva de pe la 8 ani au început să vină. Așa. Măi, ce mi-a plăcut că au fost în generații, vreo 4 generații în același timp la film. Adică erau de la nepoți, bunici, părinți. Știi cum, era o chestie în care râdeau toți. E foarte mișto senzația în care se meargă toată familia la un film în care să se simtă și să se regăsească. Și
de ce cred că se regăsesc în acest... Pentru că nu toți avem asta, latura asta de om simplu. Toți o avem. Absolut. Și eu chiar îl consider pe Ramon un erou. Deși toată lumea zicea, bă, dar nu e ca Superman, nu e ca, nu știu, alt mare, hai să zicem, erou pe care l-am putea avea. Și am zis, bă, da, eu cred că în ziua de azi să fii cum om să simplu. Zic, un om simplu, cinstit și care vrea să facă bine, cred că sunt principale calități ale unui erou. Dar noi nu ne dăm seama. Da, mă, e un erou, dar nu da. E un supererou. Nu, din omul simplu este eroul astăzi. Da. Eu cred că se inversează puțin. Dincolo de toată pleiada asta, de, apropo de schimbarea lui Robert Downey Jr., din cel mai pozitiv o să fie negativul întruchipat. Cum, de exemplu, și la Ramon, acum urmează Ramon 2 filmul de Crăciun, în care aici chiar o să fie supererou. Nu, aici o să fie personajul negativ. Tu ai jucat un regizor în filmul Ramon. Vei continua rolul? Păi normal, voi regiza Ramon 2, eu. Eu îl regizez. Sus, da, da, m-am afirmat. În primul m-am afirmat, deci... Că am văzut că poate conduce. Eu le-am spus, domnule, să fiți atenți la film, să veniți de la început, că eu cât apar în trailer, apar și în film. Hai, mă... Băi... Ai avut, tocmai că a fost filmul în care el a apărut și pletos și cu părul scurt. Uite, bă, în două ipostaze. Iartă-mă, dar tu ai văzut și la Avengers că a apărut Stan Lee în orice film. Da. O secvență. Nu te-ai gândit la mine să zic hello, nu vă spărați. Trebuia să mă gândesc așa la Jesus, că a apărut ca Jesus. Jesus, regizorul, care a apărut... Ca un om simplu, așa. Da. Nu vă spărați. Știți unde undeva unde-i strada? Pe acolo. Și trec mai departe. Dacă te-ai fi uitat bine la film, la un moment dat, când treceam eu o secvență, când trecem pe stradă, e un afiș cu Horia Breciu la Sala Palatului. Jur. Ba, e? Da. Da, nu, te-ai scos la asta, te-ai scos la asta. Dar tu vrei să te afirmi? Bă, de obicei se zice, trebuie să faci un copil, să plantezi un copac și sau să-ți faci o casă. La el așa, trebuie să-ți faci o academie, trebuie să se afirme. Adică la el, cum să zic eu, planurile când au venit ursitoarele au fost mai complexe. Și acum mai asta merge să se afirme. Exact. Iar dincolo de chestia asta, vreau să... Că nu vezi unde... are șuvița. Vreau să te exprimi. Artist. Vreau să fiu parte dintr-un proiect al lui Pavel, în care să mă... Horia, aș vrea să joc și să-mi dea indicații. Asta vreau. Horia, aș vrea să... Dar crezi că tu ești omul căruia să-i poată da cineva indicații? Absolut. Da? Sunt ca un burete. Pentru că al meu smiley a zis așa. Dios. Este pentru prima dată când juc în rolul unui regizor într-un film. Da, ca un burete. Și nu în orice film. Orice proiect împreună cu Pavel reprezintă o bucurie imensă pentru mine și o ocazie în plus de distracție. Da. Eu v-am cântat că Ramon e mai cool decât un pahar de sifon, dar vă mai spun că el nu e om. E super om, o bomboană de super om. Da. Da. Dacă ne pui acum să cântăm Ramon... Deci... Poftim! Vă rog frumos. Am mai făcea mâncare și o coasă. Știi care e norocul meu? Că am mai ascultat piesa. O ascultă fimea. Da? Are gusturi bune. Da, îi place sifonul. Las că te rezolvă, Ramon. Mai cool decât un pahar de sifon. Dulce, dulce, e un sirop de om. Se pricepe la toate, e campion. Ram, 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 Ramon, Ramon. Ramon, ram, 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 Ramon, Ramon. Ramon, ram, 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 Ramon, Ramon. Ramon, ram, 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 Ramon. Si, si. Tresti. E o lume de bestii, sunt prea multe depresii, oameni cu multe impresii. Da, gata, stop! Am eu soluția perfectă, nu vine nici la flacon, nu încape nici în pipetă. E omul top! Și am eu linie directă, face treaba să meargă atunci când treaba-i defectă. Yeah! Au apelat la el și președinți, reușit să-i scoată din minți. E secret ca secretul, mai conectat decât netul. Și îți rezolvă problema, nu e problema bugetul. Vezi că te rezolvă, Ramon. Mai cool decât un pahar de sifon. Dulce, 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 e un sirop de om. Se pricepe la toate, e campion. Ramon, ram, 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 Ramon. Ramon, 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 Ramon,
n-are pistol. Capul în nord, dar fără avion. Cu fetele întotdeauna domn. Nu știu, nu știe, dacă nu vrei să știe, dacă e să fie la nevoie, face trăinie. Bă, dar te încurcă principiul al dracului. Stai așa, na, zici tu, Ramon, acum zi. Bărbatul a dat peste ca formatul, mai tare decât blindatul și vine distruguracul. Hey, fantastic, ține șorici în elastic, plătește cheștiu cu plastic, sigur devine un plastic. Hey, dolbăr amor, mai cool decât un pahar de sifon. Dulce, dulce, e un sirop de om, se pice pe la toate. Știi care e șmecheria la piesa asta? A? L-am întrebat pe Pavel, ce piesă, ce... Ia uite, ia uite. E divin, da? Ce e asta, Pavel? Etichetul Harom. Misiune imposibilă, ce? Misiune imposibilă. E foarte de rău. Killer beat, nu? Da? George Michael? Da. Papa was a rolling stone. Wherever he left his hat was his home. But I'm on. When he died, oh, he left us all alone. And I said to old my brother, Rama was a rolling stone. Wherever he lays his hat was his home. Ramon. When he died, oh, he left us alone. Și toată lumea! Ramon. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Move it! L'hombre rico del mondo. Concertul lui Horia. Doamnelor și domnilor, Horia Brincio la Sala Palatului. L'ombelico del mondo. Ramon. Ramon. Doamnelor și domnilor, Ramon, filmul de Crăciun, în curând pe marile și micile ecrane. În rolul principal nu e Horia Brenciu. Auzi, mă, fiind aici. Piesa asta, știi cum am scris toate versurile astea, dar eu nu știam despre ce e filmul, că nu mi-a povestit tot scenariul, dar mi-a zis așa mare. Ce vrea să facă? Da, despre ce e vorba și dar cât acum te întreb pe tine, ca să nu răspundă Pavel la chestia asta. Cât din Ramon se regăsește în Pavel? Cam jumate. Tot. Nu, jumate? Cam jumate, da. Eu zic mai mult decât jumătate. Nu, chiar e, adică eu nu-l văd pe Pavel așa. Chestia aia siropoasă în care el este super bălălău la prost. Tu n-ai fost bălălău? Eu? Tu tot timpul ai fost așa bălănel? Când m-am născut eu, eram cu Rabindranath Tagore în mână. Da, auzi, ce e și acum? Adică, oamenii din trupă îl cunosc de... Nu fi bălan. De mâine cânți cu... Horia, bălălău Brânciu. Deci fiți atenți aici. Da, m-am prins, nu? Așa. Pe fetele tale. Le-ai învățat așa. Citez. Să nu facă rău celor din jur. Da. Tot timpul le-am învățat să nu facă celorlalți ce nu le-ar plăcea lor să li se facă. Asta e o regulă. În rest... Am încercat, încerc. Adică ulterior poate să încerce să greșească, să exploreze, să aibă curaj, dar este foarte important respectul față de ceilalți. De mici vreau să le intre în minte că respectul este baza. Ce le-ai mai învățat între timp de cât au mai crescut? Păi nu, că asta încerc să le învăț în continuare. În continuare. Adică, nu e o chestie că le înveți la un moment dat odată și rămân. Nu. E o chestie... Odată cu ele și eu îmi reamintesc aceste lucruri. Da, corect. Este foarte important, în primul rând, tu să-ți reamintești, pentru că și eu le uit de multe ori și poate fac și ele sunt mirate că, băi, tati, tu faci... Tu ne spui și, da. Și zic, ok, am greșit, hai să vedem, ok, îmi cer iertare, scuze,
hai să vedem cum putem să reparăm sau cum să învățăm ceva din greșeală. Pentru că, apropo de ce ziceam, da, au voie să greșească, adică e posibil să greșească. Eu am trăit într-o lume în care mi se spunea nu fă aia, nu fă cealaltă, asta ai grijă, nu mă fă de râs, vezi că mă duc la ședința cu părinții, nu fă aia, dacă nu ți-ai făcut temele să vezi ce-ți fac, nu. Adică tot timpul era cu nu. Și la un moment dat nu mai știai ce ai voie să faci și ce nu. Ori eu le-am zis alor mele fete că au voie să fac, dacă își doresc aia, să încerce aia. Dacă vor greși, asta e, e parte din viață. Important e să învețe din chestia asta. Dar asta nu e o chestie că le zici la un moment dat, nu, învăț și odată cu ele acest lucru. Adică nu sunt un om, cum să zic, sunt un tată perfectibil, sunt un tată care încearcă să fie bun atâta cât poate, că nu pot să zic sunt tatăl perfect. Nu, că nici nu încerc să fiu tatăl perfect. Să încerc să fiu tată perfect pentru copiii mei, nu pentru alții. Adică fiecare copil cu... Să știi că ca tată ești perfectibil, ca prieten ești cam perfect. Așa. Asta ca să închei frumos. Așa. Pe de altă parte, avem aici un tată mai tânăr. Perfectibil. Am discutat cu 3 ani în urmă, da, cu 3 sanios, așa, despre cântecele pe care le cântă lui Josephine. Pe atunci îmi spunea Smiley că el improvizează. Cum adorme... Ramon, citești pe voci, da, povești, adică... Între timp. Acum, între timp, ce se întâmplă? Da. Între timp improvizăm împreună. Real. Aproape în fiecare zi când sunt acasă, noi ne jucăm, punem, facem spectacole pentru prietenii ei, pentru păpuși. Nu durează mult, vreo jumătate de oră, o oră. Bun. Aproape în fiecare zi. O oră și ceva durează un musical pe West End. Deci stăm și cântăm, improvizăm cât un personaj și ea îmi zice, acum cântă tu. Și cânt eu și încep, nu știu, azi dimineață cântam eram cu maimuța și ziceam, sunt o maimuță, aș vrea să mănânc niște banane, dar unde găsesc banane? Mă sunt bananier, nu știu, nu mai știu ce la cântam. Brinciu. Exact ce-ți vine pe loc. După aia zice, acum eu! Și cântă ea și ia alt personaj, zice, eu sunt un papagal și cânt, nu știu ce. Și improvizează și melodia și cuvintele. Știi? Asta facem. Și dansează, își schimbă ținutele, vrea să asculte foarte multă muzică a lui tati, vreau muzica lui tati, am ascultat în America cât merge. Bine, și acum. Cu mașina când mergeați. Cu mașina, muzica lui tati. Muzica lui tati. Mi-am reluat toate albumele trecute, toată muzica pe care am făcut-o vreodată, că mi-a zice, vreau muzică de aia veche. Pentru 1 iunie anul viitor, când o să te duci la Arenele Romane, vei pune și fuiorul. Nu pune presiune. Pui fuiorul. Da. Știi că nu m-ai invitat niciodată la... Da, nu, iartă-mă, nu insista asupra acestei chestii. De fapt aici vrea să ajung. Da. Smiley, dacă nu l-ați uitat cumva, a interpretat în română câteva roluri de voce. Inclusiv porumbelul Toad. Da. Din Berzele și Percy și animația Aventurile lui Smallfoot. Acolo am fost colegi. Acolo am fost amândoi. Tu erai... Eu eram omul. El era la rău. Așa? Care era... Știam, mă, că am fost, cred că și la Storks am fost. Și la Storks, la Berzele. Da, și la Berzele am fost, da. Deci am fost în multe animații împreună. O singură melodie n-ați făcut. Care? Fac ce-mi spune inima. Ia, ce? Ia. Dar de ce râzi? O singură, stai un pic. Deci cum adică o singură melodie n-am făcut? Eu cred că n-am făcut mai multe. Eu mi-aș fi dorit să facem și My Way-ul, dar nu mi-a. Ia. Deci, piesa asta este bună la orice vârstă. Și mai ales pentru tine, pentru că fetele trebuie să le reunești cu vocile lor, dar eu cred că este benefică și pentru tine. La fel cum ai cântat Pupăza din tăi și alte nebunii în pădurea cu alune data trecută, acum e momentul să trecem la... Yeah. Level, next level. Cățeluș cu părbe. Oh. Așa am făcut de fiecare dată. Băi, e fantastic ăsta. Ce cântăm? N-ai fi trecut în astea noi. Am o căsuță mică, așa și așa. Și fumul se ridică, așa și așa. Eu bat la ușa casei, așa și așa. Și îmi sluzez pantofii, așa și așa. Am o căsuță. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Încălzire. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și îmi lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. De când nu ne-am mai văzut? Fii, bă, nu.
A ascultat de Crăciun, a ascultat... Deci ea n-ascultă. Păi, dar știi că între timp s-au despărțit, dar melodia rămâne. Da, dar nu a... Nu a, a că i-am pus, i-am mai pus piese. I-au pus și la grădiniță. Nu, nu, nimic. Singura... singura cu care... Ea s-a născut matură. Nu, mă, nu, dar nu, nu știu de ce nu. Nu, nu-mi cere. Pentru că e o chestie și de copii și de gașcă. Singura pe care a ținut-o minte... Mm? De Crăciun, că i-am pus colinde. Și am pus și colinde românești și, și de afară și nu știu ce. A ținut minte, stai așa, florile galbe. Florile, da. Florile dalbe. A, florile dalbe. Ea îi spune florile, florile galbe. Florile dalbe. Da, da. Da, da. Florile dalbe. Nu, nu asta, nu. Florile galbe, mă. Florile dalbe, florile dalbe. Dalbe? Dar nu-i galbe, zicea. Da, galbe zicea. Dalbe. Florile dalbe, florile dalbe. Flori dalbe, flori de măr. Nu? Nu. Iată vin colindător, florile dalbe, noaptea pe la... La Crăciun. Ce pălălui! Pe bune, astea le gândeam cu flori. Mereu, flori mușcre dalbe și se... dalbe a sosit prin nămeți. Știi? Deci a, așa rapid le face. Nu așa rapid, că am zicea la un moment dat, măi, cam că nu o să adoarmă așa, știi? Că tu încercai să adoarmă cât mai repede. Au nebunii sau alchimii. Glumesc, 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 glumesc. Hai. De atâta septembrie lui Pavel Bartoș. Băi, fii aici. Da. Fața asta o face mereu, da. Dar mereu te cunosc, te cunosc extraordinar de bine. După aceea, abia știi care e chestia? La 60 de ani. De băi, fiecare dată când îi propun ceva, da, zice: uite-l fac. Așa fac eu, așa. Da, când fac mă eu așa? De fiecare dată. Hai să facem un joc. Nu, nu, nu. Băi, vă rog frumos, să dați, să dați în la rând. Nu faci așa, face doar așa. Atât. Așa, hai. Ia aici. Hai. Da. Am să vă spun copii povestea unui ciobănaș. Am să vă spun copii povestea unui ciobănaș. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. A unui ciobănaș. A unui ciobănaș. Fiecare zi mergea cu turma pe imaj, printre oițe mielușei drăguțul ciobănaș. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Drăguțul ciobănaș. Drăguțul ciobănaș. Boios pe câmpul înverzit cântă din fluieraj și răspundea din lat pe fant meu plâng de greieraj. Tra-l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 a. Cri-cri-un greieraj. Cri-cri-un greieraj. Dar cum mergea cântând voios prin crângul înverzit, un pițigoi din vârf de pom așa i-a ciripit. Toată lumea! Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Așa i-a ciripit. Așa i-a ciripit. Cirip. Cirip, 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 cirip. Cirip, cirip, ascultai-și, cirip, băiatule. Stă lupul ascuns în cutufiș, păzește boile. Tra-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. Păzește soile. Păzește soile. Am să mă duc îndată eu, am să mă duc în zbor, să chem aici cu pușca lui pe mândrul vânzător. Vânător. Vânător. Pe pântul vânător. Și vânătorul iscusit îndată a venit. Ei, lupul scus într-un tufiș pe loc la nimeni. La 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 la. Pe loc la nimerit. Pe loc la nimerit. V-a spus copii, copii, povestea unui ciobănaș. Cânta și el, dar nu ca voi, cânta din fluieraș. Tra-l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 a. Cânta din fluieraș, cânta din fluieraș. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Cânta din fluieraș, cânta din fluieraș. Am o problemă cu acest cântec, ca de obicei. Că am mai acumulat niște probleme. Să aruncăm cu cântecele pentru copii și poveștile pentru copii. Zi, care e problema cu cântecul ăsta? Problema cu acest cântec pentru că promovează violența împotriva animalelor și vânătoarea ilegală. Nimeni nu s-a gândit la asta niciodată. Cruzimea față de animale? Pe cum? Dar cum îi spui unui copil că ce-a făcut? S-a dus vânătorul și a împușcat lupul. Adică ce s-a întâmplat?
L-a apărat de păi, lup. Acum dacă asculți Scufița Roșie, păi, dacă îi povestești păi, unui copil, păi, Scufița Roșie e poveste de groază. Este mai sinistră. Sau, de groază. Sau trăiesc cu cuieți, sau trăiesc ăsta. Fetița cu chibritul. Capra cu trăiesc, adică este ceva rău. Horror. Trăiesc e poveste horror. Deci, dar eu am problemă cu Albă ca zăpada. Pe care am interpretat-o și am reinterpretat-o. Albă ca zăpada. Da. Care capitol din... Albă ca zăpada. Păi fiți atenți. Pe lângă faptul că... Deci îți dai seama, un copil de 3 ani, da? Da. Îi spui povestea cu Albă ca zăpada și îi spui că la un moment dat mama Albei ca zăpada, așa, era geloasă pe Albă ca zăpada. Da. Că e mai frumoasă decât ea. Că e da, mai frumoasă decât ea. Și ce a făcut? A pus vânătorul să o omoare. Cum adică? Cum îi explici tu moartea unui copil de 3 ani? Ca să nu mai vorbesc că poveste, poate poveștile astea cu prințese încep cu... A murit ori mama, ori tata, ori amândoi. De obicei mama toate încep moare cu o tragedie de, mama, de genul ăsta. Mama e moartă. Fiți toată... atenți. Deci, serios. Nu m-am gândit okay la asta. Și păi, gândiți-vă și că tot timpul așa mama vitregă e nasoală. Analizați de câte ori, de câte ori poveștile astea Disney, nu știu ce, mă rog, Disney, adaptări. Tradiționalele, care, da. Astea tradiționale, încep cu tragedii în familie. Cenușăra asta e cu vitregă, cu cele două surori. Da. E. Tot așa, i-a murit mama. Acum îl analizez și trecem mai departe. Ok, scapă Albă ca zăpada, ajunge la Casa Piticilor. Ok. Deci ajunge la Casa celor șapte pitici. Da, nu știu la ce gândești tu, dar eu vă spun ce la ce m-am gândit eu. Așa? Așa. Și piticii o primesc, ea le face curat. A, deci ne faci și curat, nu știu ce, hai că avem negrijă de tine, Albă ca zăpada. Ok. Noi plecăm la muncă, avem treabă, toți șapte pleacă. Și o lasă pe fata asta singură. Ok. În casă. Da. Și vine... Vrăjitoarea, vine mama vitregă. Maștera. De trei ori vine. Prima oară vine cu un pieptăn, nu știu ce, zice, a, sunt o vânzătoare, uite, îți dă un pieptăn, nu știu ce, otrăvit, îl bagă în păr, ea moare, da? Eu, zice, mă, că am jucat toate scenele astea, că nu, că adoarme. Că ea adoarme și vin piticii și nu știu ce. Și vin piticii, o pipăie, nu știu ce, o așa, să vadă ce s-a întâmplat cu ea. Nu mai fac autopsia. Așa? E, și descoperă pieptănul. Pac, scot pieptănul, asta își revine și o întreabă, ce s-a întâmplat? Păi a venit o vânzătoare. A, era vrăjitoarea ce era, s-a preschimbat în vânzător. Așa, vânzătoare, da. Să nu mai deschizi. Și ea zice, da, bine. Și fiți atent. Ei văzându-o că e irresponsabilă total. Total, da? Pleacă din nou, toți șapte. Bă, nu putea să rămână unul acasă. Bă, mă, că eu rămân să stau... Că asta de veche în lanul de secară. E frumoasă, dar nu prea... Dar nu duce mintea. E frumoasă, IQ, dar da, nu, mai, okay, mai are de învățat. Și vine cu mărul. Și vine cu nu. După aia vine cu cingătoarea. Așa. După aia vine, deci a doua oară vine și asta îi deschide tu iar. Tu săriți la măr. Zic, bă, dar tu ești bătută în cap... Dacă a venit, unde venea un vânzător în mijlocul pustiului, singura casă din pădure, asta avea ruta pe acolo, dai seama. Copilul cine? Păi cine? Să nu vorbesc cu străinii, știi? Da, e, și vine, iară, pac, iară, cade Albă ca zăpada, vin ăștia, iar mamă, iar a murit Albă ca zăpada, autopsie, pac, pac, desbracă. Deschide la jigătoare, poc, pac, și se vine. Se trezește. Ce ai făcut? Bă, dar tu nu i-ai spus niciunul. Bă, dar tu ești bătut în cap. Ți-am spus să cui ușa să nu mai deschizi la nimeni. Ce-ți trebuie ție? Cingători în mijlocul pustiului. La ce trebuie? Pica fusta? Da, mă, da. Și după aia, bă, fii atent. Ea vroia să fie încinsă. Ca lui Irina Rimes. Adică și după asta, bă, auzi, am văzut și desenele. Nu, adică nu vrea venea să-ți deschizi. Nu, la desene se duce direct la măr. A, și acum cu mărul. Da, pentru că la american nu merge cu cingătoare, că nu se înțelege. Dar cumva de fiecare dată înțeleg că vine aceeași vânzătoare. Nu arată altfel. Și ei spune, îmi pare rău că nu, că am greșit. Uite, ca să-mi răscumpăr greșeala, ia mărul ăsta și mănâncă-l. Și ea zice, bravo. Îl mănâncă. Da. Mușcă din el. Și mănâncă din partea roșie. Știm cu toții povestea lui Adam și Eva. Nu, mă, bă, nu, dar este ceva, eu nu înțeleg. No. Adevărit de ce? E, și atunci, pentru că asta e chestia. Bine, tripticul ăsta senzațional. Pot să povestesc mult despre asta, dar s-ar putea să scandalizeze părinții pe acasă. Cum roșie, explici ăsta, explici că vine vânătorul și taie burta lupului. Sau înghite pe bunică, da. Înțelegi? A, dar gândește la cenușăreasa, mă. La cenușăreasa, tu îți dai seama, prințul a dansat cu ea toată noaptea și nu și-a aduce aminte cum arată. Cum, mă? Dar cât de mare putea să fie diferența? Văd o clară lipsă de lecitină în toate poveștile astea. De ce? Personajul brusc uită.
Nu mai știu de el. Nu mai știu. Bă, deci o să mă însor cu femeia căreia îi se va potrivi pantoful ăsta. El știa clar cu aia cu care am dansat. Păi da, dar el nu și-aduce aminte cum arată? Adică, care, cât de mare putea să fie schimbarea? Lui, atunci când ești prins, nu e treaba ta să știi cum. Pe cum, da, a dansat cu ea bot în bot. Ai servitori în jurul tău. Pavel, a dansat cu ea bot în bot toată seara. Nu, că pe vremea aia se ține o distanță. Da, e, nu, e, tot, uite așa. Așa, da. Așa. Și ce? Păi eu a doua zi nu mai aduc aminte cum arăți. El avea, nu spune nimeni că acel prinț avea dioptrii. Și nu și-a folosit ochelarii atunci. Dropi. Da, așa. Deci eu te înțeleg, dragă. Vreți să povestiți despre tra-la-la-la-la, povestea unui ciobănaș? Sau despre Miorița. Noi avem Miorița, oameni buni. Aolea. Deci Miorița, care e și mai și. Miorița. În care doi ciobănași fac felul unuia. Da, mă, da, acolo suntem mai mari. Am mai văzut niște filme cu James Bond, cu asta. Da. Dragul meu James Bond, da. Iubitor de povești românești, tu mai ții minte unde ai fost jurat înainte de Vocea României? Aoleo. Unde ai fost? Unde ai fost? Tot eu să-ți aduc aminte? Super. Dar ce sunt eu? Cronicarul vieții tale? Cine sunt eu? Lasă-mă să mă ocup și eu de... Be a Disney Channel star. Fii o vedetă Disney Channel împreună cu George Hora și Alexandru Ungureanu pe canalul Disney Channel România în anul 2009-2010. Da. Ce ați făcut acolo? L-am descoperit pe Mario Fresh. Acolo? Da. Era un concurs... Acolo l-am văzut prima oară pe Mario. Și era un concurs cu fani Miley Cyrus, fanii lui... Hannah Montana. Hannah Montana era atunci. Și trebuia să... Păi tu știi, erai în focuri atunci. Tu ai fost cu Hannah Montana și Tudor Chirilă cu Miley Cyrus. Și toată lumea trebuia să cânte o piesă de la Miley Cyrus. Și ce a cântat el atunci? Nu mai știu ce a cântat, dar eu... L-am văzut, mi s-a părut foarte, era foarte dezinvolt așa și voce bună și nu știu ce, și super simpatic. Cred că avea 5-6 ani, nu știu, ceva de genul ăsta. Și, dar gândește, s-a mai schimbat între timp, e mai la fel de dezinvolt? Sau e mai nu, acum? E, acum face sală. Acum face s-a mai schimbat, nu mai puști, nu mai copil, era copil. Bă, eu te întreb altceva, știi foarte bine ce te întreb. Pentru că tu ești la fel, omul ăsta e la fel. Înțelegi unde bat eu acum? Bă, nu, când eram copii eram cu totul altfel. Ce nu, acum 20 de ani, Păi dar ăla avea 5 ani. Hai mă, despre ce vorbim? Noi am devenit cei care suntem acum... Da mă, dar ne schimbăm. Da mă, dar eu l-am văzut pe ăsta... Când căpătăm încredere în noi. Când l-am văzut pe ăsta cu 20 de ani... Bă, dar hai să-ți explic. L-am văzut și l-am văzut că îmi zice, dacă vrei, smiley, pot să-ți arăt, că pot să stau în cap, pot să stau în mâini. Și eu eram, zic, mamă, ce tare puștul ăsta. Și... S-a pus în cap, s-a pus în mâini, zic, bă, dar ceva mai știi să mai cânti? Că eram curios, zic, bă, dar ce mai cântă asta? Și mi-a cântat de la Michael Jackson. Mamă, cum reții? Ceva, da, păi m-a impresionat, mă. Ce a cântat? De la Michael Jackson. M-a încercat? When my head's in the down and I wonder who's loving you. Când era el mic. Și zic, mamă, ce tare puștiu ăsta. Și atunci m-am prietenit cu el, cu părinții lui. Și de fiecare dată când mergeam la Iași, ne vedeam, povesteam, mai spunea ce mai cântă, mai cânta. După aia, la 12, a venit la România au talent, a cântat la România au talent. Da, atunci l-am văzut prima. Așa. Și după aia s-am prietenit cu Velea, că Velea era mai... Velea avea și încă e așa, să pune la mintea copiilor, e super jucăuș așa. Și s-au împrietenit, îl suna. Ăsta și răspundea. Și i-am dat ce să studieze, i-am spus ce muzică să asculte, dacă vrea să cânte asta și așa mai departe. Și după aia, Velea l-a luat sub aripa lui și restul știți că e istorie. Dar atunci l-am descoperit pe Mario Fresh prima oară, atunci l-am văzut prima oară. Acum e un pic alexios. Și tot timpul, ne... Anxios. Când mă întâlneam cu el... îmi cânta, vedeam evoluția. Da. Vezi, eu scând mereu când mă întâlnesc cu tine, indiferent de vârsta. Ok. Bine, dar tu încă ești. Da, eu sunt încă la 4 ani. Nu, tu ești schimbat de la 5 ani. Îți cânt imediat niște chestii. Dar, da. Pe mine m-a distrat foarte tare. Da. Când erai tu la primul copil. Așa. La Eva. La Eva. Mamă, am erai la o piesă Chip de foc în regia lui Felix Alexa și
Povestește totuși, erau 30 de oameni la filmare. Și Anca era la nașteri, la spital. Nu, dacă vă povestiți tot asta. Deci era în ziua premiere și Anca zicea, noi trebuia, a fost cea mai groaznică iarnă posibilă. Și noi aveam o Dacia din 78 și mi-am inteles că era o chestie asta, că știam că salvarea nu o duce decât până la primul spital, adică nu o duce la spitalul universitar unde trebuia să nască. Ea te duce salvarea, dacă tu chemi salvarea acasă când tu trebuie să naști, nu tu, soția, da? Te duce până la primul spital, ei nu te duce unde ai tu doctorul. Și atunci trebuia să o duc eu cu mașina. Și mi-am inteles, ca să nu moară motorul, să nu, în fiecare noapte mă duceam și încălzeam turam ca să nu moară de frig, să nu moară bateria. Tot pregătit, și câteodată așa. Eram atât de obosit că adormeam în mașină și adormeam și se termina benzina. Și venea Anca, mă trebuia, vino, hai, treci în casă. Doamne, și mi-amintesc că aveam premieră, lucram la Chip de Foc cu Marius Manole, cu Antoaneta Zaharia, aveam premieră la Teatrul Odeon, Adriana Trandafir. Și se apropie, ea tot, cum se zice, că nașterea naturală, își dorea nașterea naturală, ok. Și la un moment dat doctorița zice, azi naș. Păi cum, e ziua premierei, la Chip de Foc. Băi, e ziua premierei. Și ce, mi-a dus la spital, frumos. Și am zis, da, eu am repetiții, taci din gură. Am dus-o pe Anca la spital și după aia zice, după aia vii acasă la mine în Titan și mă iei pe mine. Mama și eu trebuie, ăia mă sunau de hai, că ce pe repetiția, imediat să o iau. Și am luat-o pe doamna doctor, era verișoara lui Carmen Tănase, ca să zic, aceeași, deci exact cum e Carmen Tănase, așa e și vară sa. Doamna doctor, așa. Și am luat-o și, măi, verde, galben, treceam, jbum, nu conta, înțelegi ce era. Te rog frumos să știi că soția ta trebuie să aibă cu cine naște. Oh. Și am zis, da, eu încercam să ajung cât mai repede la repetiție. Am zis, o las la spital. Corect, cât mai repede. Și la un moment dat a început, a intrat săraca într-un râs din sânsă, nervos. Zice, ok, se ținea cu de toate alea și zice, la un moment dat ca să converseze cu mine, zice, da, tu știi că îți bate planetara dreaptă. Lasă de planetar. Am dus-o. I-am zis, tu nu naști până nu termin eu spectacolul. Și a zis, nu nasc când pot. Și m-am dus la spectacol. Cum ieșeam din scenă, era premieră. Cum a născut Anca? Nu, n-a născut. S-a terminat spectacolul, nici n-am stat la aplauze. Am fugit la spital. Și atunci a născut. Deci așa a fost. A fost o naștere cu foc. Cu foc, la premieră. Și cumva, Eva a și fost legată cumva așa de teatru prin chestia asta. Ea, de exemplu, a venit la Aventurile lui Habarnam, spectacol în care jucam prichindelul Habarnam, Aventurile lui Habarnam, a venit la primul spectacol, avea un an și ceva. La Prins și Sofia, atâta l-am jucat. Și cred că a venit de vreo 20 și ceva de ori. Ea și-o aducea la fiecare spectacol păpușile ei. Câte o păpușă. Deci, asta n-a văzut spectacolul, asta n-a văzut. Și mai amintesc că la primul spectacol, Eva, era așa că ăștia le-au pe prichindel, că ăsta făcea numai năzbâtii. Strica aia. Nu, era un prichindel dintre ăsta năbădăios. Era bun la suflet, dar era năbădăios. Și la un moment dat mă iau toți ei la sprichindel. Măi, habar n-am, acum să vezi ce-ți facem. Și când m-au luat, nu, e tata! Nu-i face, mamă, deci cum a fost? Deci a râs toată sala. Au fost primele ei aplauze la scenă deschisă. Cât ținea spectacolul? Ținea, erau cu pauză. 40 de minute prima repriză, adică primul act și 20 de minute al doilea act. Problema la mine că după 4 ore deja mina așa. Era deja... Păi nu, aici erau... 4 ore ce? Spectacolul. La lui, la sala Palatului. Păi eu ți-am spus să-l faci mai scurt. Dar acum e mai scurt. Da, special pentru mina. Special pentru mine. La mine veneau și l-au prins toate. L-a prins și Rita și l-a prins și Sofia. Deci cumva mă bucură pe astea. Să știi că acum 22 de ani, de când Cerebel avea să-ți propună să faci parte din trupa Simplu, știți că el n-a vrut prima dată la Simplu. A vrut la dublu. Eu? Da. Inițial știi unde ai vrut? Nu. La Accent. Dar n-am vrut eu. Dar cine a vrut? Nu, era... Cerebeli făcea coreografia pentru băieții de la Accent. Și ăștia căutau un al patrulea membru, practic. Erau doar trei și le mai trebuia unul. Și eu spus lui Cerebel, bă, Cerebel, știi pe cineva? Ne mai trebuie un băiat pe care să-l luăm. Și ăsta a venit și mi-a zis, bă, uite, e o trupă Accent, nu știu ce, într-o zi. Ce, o trupă Accent care cântă și se formează acum, nu știu ce, dacă și caută al patrulea membru. Și eu zic, am înțeles, ok. N-am zis nici da, nici nu, că eu eram în anul în care ce? Dădeam bacul și trebuia să dau și la facultate.
Și practic eu luasem pauză de la muzică. Aoleu, ce grijuluite da, la el educația. Păi eram apuntat. Obligat. Cum? N-au trecut două zile și a venit și mi-a zis: stai un pic, că și noi căutăm o voce la simplu. Știi? Adică n-am mai dar funit. Dar tu ce cântase ca să te audă el înainte? Acolo Millennium ai cântat. Cine? Cerebel? Tu. Ah, nu, păi tu. Da, mă, Cerebel. Păi noi ne știam de în Pitești. Și ce cântai tu în Pitești? Iarna ce? La mare stațiunile sunt goale. Ah. Da. Știa, eu făceam negative. La Techirghiol fac făceam, femeile bai cu nămol. Deci eu practic făceam negative pentru trupele din Pitești. La mine în dormitor. Înțelegi? Pe patul meu și pe așa, pe patul acolo s-a inspirat de aia. Și da, știa că fac muzică, știa că mă ocup cu treaba asta. Iar soția lui de atunci, mă rog, iubita lui de atunci, fusese vecină cu mine în P4 pe Craiovei. Ea stătea la etajul 7, Andreea. Stătea la etajul 7 și eu stăteam la etajul 8. Și ea știa că eu cu asta mă ocup, că îi cântam serenade la chitară la calorifer. Ce serenade, mă? Deci nu, mă, eu mă știu când cântam la calorifer la chitară, știi? Ia. Nu mă enerva. Deci, ce serenadă cântai tu? Ce nu, serenadă știi tu, mă? Știu, am să-ți cânt frumoasă, Zara. Asta? Ce cântam atunci? Ai uitat tot. Păi nu, cântam doar la chitară, dar nu mai știu ce cântam. Și al dracului ce studiam eu pe atunci. Studiei vecina de vis-a-vis, spun eu. Tu știi că e adevărat că datorită lui Smiley ți-ai făcut pagină de internet? La nu, Facebook și Instagram? Da, Instagram-ul lui, el mi l-a făcut. Abar n-am avut. Facebook-ul știam, dar de datorită lui mi-am făcut pagina de fani. Că n-am știut diferența. El avea pagină de fan. Eu aveam pagină de prieteni. Și el mi-a făcut pagină de fan. Și știu că era, mi-a făcut pagină. Și era după prima emisiune de România au talent, când nimeni nu se aștepta ca România au talent să explodeze așa cum a explodat. Și le-a zis, fă-ți pagină de fani acum. Mamă, mi-am făcut pagina de fani. Până la finalul preselecțiilor aveam 800.000 de oameni. Da, păi eu am fost primul artist care și-a făcut o pagină de Facebook de asta. În ce an ți-ai făcut tu? Când s-a făcut. După aia TikTok-ul, tot datorită lui. Ceea ce vreau să... E foarte bine că v-ați făcut. Știi piesa aia pe care am făcut-o pentru 100.000 de fani? Nu, cea mai tare fază pe care ai făcut-o, tu... Cea mai tare? Da. Ok. Așa. Top. Este să faci câte o piesă pe zi. Aia a fost cea mai mare nebunie cu putință. E adevărat că dacă n-aveai echipa, nu puteai să duci acest proiect la bun sfârșit. Da. Deci el a făcut câte o piesă pe zi. Da. A fost o nebunie curată. Aia, My Music. Da. Your Music, da. Dar ce ai făcut la 100.000 de fani? La 100.000 de fani am făcut o piesă. Care se numește piesa care nu se aude niciodată la radio. Așa, știu. Da. A, vezi cum știi? Tu ai mai făcut o piesă. Am mai făcut, da. Acum mulți ani, cu mulți ani în urmă. Da. Și cred că serenadele tale de atunci... Ce-mi place, ce discret să uite Brenciu. Băiți. Serenadele tale de atunci și eu cred că acum... Deci vreau să neapărat să... Ce se va întâmpla acum este un lucru pe care îl aștept de 4 luni de zile. Serios? O să-ți dai seama. Ești gata? Nu, da. Începe că se trebuie să cânt eu ceva? Da. Ia. Noi o să stăm și o să te ascultăm. Așa. Îmi dai și domnilor? Versurile? Da. Dă-mi versurile, că nu... Noi și domnilor, trebuie să fac introducerea. Așa e, că când prezentă... Știi că... La cameră. Am crezut că tine... La cameră. Nu te băga în camera mea. Da. Noi și domnilor, fiți foarte atenți. Ești, bă, așa. Crăciunul se apropie. Nu cred că îmi dai ceva de Crăciun. Deci ăsta dă de emisiunea noastră. Ia. Deci fii de aici. Deci când începe ăsta... Toate filmările la Vocea României din anul ăsta au fost în dreapta cu al meu care făcea... Terminam în concurență, se ducea la Pavel să-l intervieveze, al meu. A doua zi, ce faci, Mairi? Ăsta de fapt căsca, el așa cască. Nu, el căsca, deci el când cască și când mă gândesc cum face alte lucruri, toate le face muzical. Deci fii atent, este foarte simplă. Noi am repetat-o o singură dată, o singură dublă am tras. Da. E prima dată când o cânt cu trupă. E prima dată când o cânt, ești nebun. N-am cântat, eu nu trec după. Deci nu mai trec mai departe. Doar atât când.
așa, cu fuiorul. Christmas. Atât. Deci, așa. Întâi tonul. Elvis Presley a ratat o mare impersonation, cum ar veni. Doamne și domnilor, Tiberiu Andrei Maria. Nu, bă, stai să văd dacă încep bine. Ok, hai. Atenție. Have a blue Christmas without you. I'll be blue just thinking about you. Oh baby, you'll be doing alright with your Christmas tomorrow. De ce era blu? Doamne și domnule, a fost pentru prima dată în viața lui Smiley cântând Elvis Presley. Da, chiar a fost pentru prima oară în viața mea. Și vă rog frumos, ce aflați acolo în fața micilor ecrane, telefoanelor, laptopurilor? Ieși pe afară! Dacă simțiți la spectacole, cântă... Smiley, țipați din de acolo, din public. Smiley, Blue Blue Christmas, please! Iar el o să spună un singur lucru. Yes, baby, I'm here for you, I'm the king! Blue, blue, blue Christmas. Thank you very much. Regine aici. Yes. The king is alive. Elvis not left the building. Am o întrebare la tine. Tu nu simți deloc nevoia să cânți ceva în timpul nebunilor de acolo? Unde? La filmările astea de la voce. Ba, cânt tot timpul. Eu sunt o persoană care a cântat, cântă destul de mult. Eu mi-am început cariera cântând foarte multe cabareturi, operete. Dar Pavel, da. Cântă bine, mă. Cântă foarte... Eu dacă tu cânti în Lehar, Franz Lehar, da? Eu dacă repet cu orchestră, eu am cântat foarte mult. Și mi-a părut rău după aia că venind în București n-am mai exersat. Adevărul e că vreo 7-8 ani n-am mai făcut nicio piesă muzicală. Adică cântând într-o piesă care necesită și live. Dar la Timișoara încântam foarte multe. În seara de Revelion era opereta sau erau cabaretul și cântam foarte, foarte mult. Și îmi plăcea. Tu, de exemplu, ai dat și un interviu, da? Și ai vorbit de mine. Măi, cred că la un moment dat am fost obligat. Adică cred că PR-ul de la... O greșeală? Da. Așa. Cum e să te reunești cu fratele de suflet și de distracție Horia Brenciu? Așa. Răspuns. Așa. Mă bucur. Mă bucur. Orice întâlnire este memorabilă. Da. Adică așa vreau să-i zic. Îmi face plăcere să mă întâlnesc cu Horia Brenciu. Îmi face plăcere să lucrez cu el. Este un profesionist. Știi cum e, se află de 30 de ani în meseria asta. Este o instituție. E bine să stai lângă astfel de oameni. Uite-te aici, ești Academia Horia Brenciu. Ce căcat. Ești o clădire. Mie îmi place de el că se bucură de orice moment. Și mie îmi plac oamenii pozitivi. Îmi plac oamenii veseli. Oamenii care se bucură și în general de viață. Doar îți mulțumesc. Doar în perioada pandemiei nu mi-au plăcut oamenii pozitivi, dar în rest...
Mișto. Da, așa este. Cred, adică cred că acum nu vreau să te măgulez, dar cred că ești un om de la care poți învăța, adică de la care ai de învățat foarte multe. Înțelegi? Fie bune, fie rele. Adică știi cum e. Cum voi doi, asta? Voi doi ați fost într-un context în care eu n-am fost niciodată. Aolo. În primul rând, Smiley, să nu râzi când îți arăt poza asta, te rog, să păstrezi. Vrei să plâng? Nu. Vrei să stau cu fața dreaptă? Condescendent să fii. Doamne și domnilor, a fost odată dansez pentru tine. Ăsta este al meu. El grande. Futadore de citar. Numai sambe. Da. Și ceaciauri. Numai sambe. Cred că aici dansam samba, ceacea ceva. Fata cum se numea? Adriela. Ah. Îți aduci aminte? Pe cum? Că am crezut că ai uitat-o. Să intre Adriela. Nu, glumeam. Bă! Nu. Așa. Deci, iartă-mă, dar tu trebuie să ai dansat acolo. Ce loc ai luat? Doi. Doi? La de două ori. Băi, ești de... De două ori. Nu. Am luat locul doi de două ori. De două ori ai participat? Da. Am fost la emisiunea, la al doilea. Deci am luat locul doi în sezonul doi. Și după aia s-a mai făcut un sezon Best of Dansez, unde am luat tot locul doi. N-ai avut cază. Pavel, l-ai concurat în al șaselea sezon al emisiunii. Și ai luat locul? Și te-ai clasat pe locul al treilea. Așa că în finală, în final așa e. În finală... Iar partenera ta s-a numit? Luciana. Bă, nu. Bă, când e vorba de partenere... Munteanu. Luciana Munteanu, așa. Cum da, când petreci atâta timp cu un om... Știi cum... Păi te înțeleg, adevărată. Păi da. Când petreci atâta timp cu un om, trei puncte de sus... Îi ții minte numele și măcar. Și din respect față de omul ăla, adică... Bun, problema este că tu ai ieșit pe locul 3. Da. Chipurile ai avea experiență. Da. Da. Dar ce s-a întâmplat, dragul meu, Pavel? Noi am făcut-o cu fața mai mult. Deci noi îi făceam de ochi. Ce s-a întâmplat? Pașii până în finală. La chestia asta. Ok, da. Bine, Adela. Și fie ce s-a întâmplat, pac și... Da. Ia uite-l. Uite-te ce bine... Iartă-mă, unde s-a dus experiența? Asta Radu Vulcan a filmat-o. Radu cine? Nu mă interesează. Radu Insula Iubirii. Despre... Tu ești acolo, da, care ai scăpat o față din mână. Păi nu, ideea e că ea trebuia să respecte coreografia. Ea s-a dus spre bărbasul care o filma. Bă, tu ai fost vreodată cu Pavel la vreo petrecere? Da. Când? Da, ziua lui. În rest nu m-a invitat. Nu la ziua lui, nu. Nu la ziua lui, că la ziua lui trebuie să stea să se ocupe de oameni, să nu știu ce. Nu, la o petrecere pur și simplu. Când ai fost tu cu Pavel la o petrecere? Ce faci, mă? Eu n-am văzut, deci el concurează cu Andreea Esca la petreceri. Bă, deci dansează până dimineața, mă. Eu nu mă pot ține după el. El dansează în continuu. Nu contează ce, că e dans în solo sau în pereche sau nu contează, el dansează în continuu. De unde? Îmi place să dansez. Îmi place să le și simt lucrurile astea. Adică eu în tinerețe, ca să înțelegi, eu n-am fost frumosul frumoșilor. Tocmai ți-am demonstrat că ai fost. Aveam simțul umorului și știam să dansez, adică știam măcar mișcările de bază și cu asta am avut mult noroc în viață. Da. Pentru că și Smiley a avut mult noroc în viață. Da. De exemplu, că eram tânăr. Păi uite-te la noi. Erau chefurile alea frumoși. Și știi că la un moment dat era un solo dintre ăsta de vreo 20 de minute de muzică italiană. Aiuto. Și începea, dar era 20 de minute în continuu. Aiuto? Nu știu. Bun, se zice că era un solo de italiană. Eu știa. Il pomeriggio, il trovatore. Și eu mă înțelegeam cu DJ-ul și am zis, spune când bași chestia aia, că atunci trebuie să iau pe fata care îmi place la dans. Că știam că, băi, în alea 20 de minute sigur o cuceresc. Că atunci era... Deci eu cum am realizat, mi-am adus aminte că am realizat la un moment dat că noi dansam cu fetele blues pe I follow the Moscow, don't give up, listen to the wind of change. Și noi eram
Abia aștept să pun și o mână pe o fată. Da. Sau erau dame în blusurile, când veneau fetele să te invite. Asta era motivația lor. Asta, când am auzit de dame în blus, am răsumat. Dame în bluze și cum să te ai, știi, și... Vai, da, sau când ochiai o fată și era... În școală la mine, în clasa 12, am avut cel mai frumoase fete din lume. Mamă, dar și la mine la fel a fost. La mine era... Nu, la mine a fost în perioada facultății. Eram în cadrul facultății de filologie. Facultatea de teatru era în cadrul facultății de filologie, unde erau 1000 de femei. Vai, dintr-o 1000 de femei! Și eu eram 10, noi eram 7 băieți, eram 7 băieți la facultatea de teatru. Băi, Sandro Machado a luat premiul, marele premiu la festivalul de la... Da, am auzit. Și a zis 1000 de dorințe, de astea mi-a venit, 1000 de dorințe. Da. Bă, ce mâncați acolo? Ei mănâncă, e scala nuntă, ei mănâncă resturile. Nu zic ăștia de la masa mirii. Am citit undeva că Gina are o dorință foarte mare și chiar o respect și o susțin la faza asta. Își dorește o casă la munte. Da. Într-o zonă retrasă, să o creștem pe fica noastră, să creștem pisici, capre și oi. Așa zice Gina. Asta da, un pic, nu vorbim nici despre pisici, nici despre capre, nici despre oi. Deci asta, nu, asta, deci e foarte important să știi ce declară ea din când în când. Pentru că după aceea o să te terezești cu căsuța mică. Așa sau așa? Așa sau așa? Și vă zic, ce faci, mamă? Asta e casa noastră, iubitule! Asta e casa, uite oaia, uite capra! Păi da, problema e că trebuie să aibă și cineva grijă de ele. Bucură-te că nu-i plină de boi. Băi, ideea este că eu o să marșez la chestia asta pentru că și eu vreau casă la munte. Și ai tu grijă de capre? Bineînțeles. Așa, și eu? El face și... podcast cu capre. Acum face podcast cu niște boi. Tu stai și când nu știu ce. Tu vii, facem cu schimbul. Și cine mulge capre? Dar tu vii de la munte, capre? N-ai casă la munte? N-ai casă eu am o căsuță mică, dar stă fata mea cea mare în ea. Și e mai mică, e mică. Noi nu ne trebuie spațiu. Da. De unde? Ne dăm cu vin avatarul, vin cu războiul stelelor. Da. Avem un plan asta. Deci asta vreau să... Asta vreau să-și cer consimțământul. Consimțământul să facem o casă. Da, Gina, dă-i drumul la casă. Facem un duplex? Da, facem un... Da. Tu-ți dai... Duplex. Da. Duplex. Nu, dar mă bazez pe tine. Că știi asta cu... Am să vă spun copii povestea unui ciobănaș. Asta zic. Care avea un duplex la oraș. Aș vrea neapărat să te felicit și public. Am făcut așa stângaci pe social media, dar vreau să spun foarte clar. Mie mi-a plăcut, deși am fost foarte, foarte circumspect asupra unui spectacol de one man show, așa cum l-ai făcut tu, one man aproape show. Am venit cu inima, bă, să zâmbesc, să nu zâmbesc, hai să zâmbesc. Dar după aceea când eram în sală, zic, nu, trebuie să-i spun adevărul. Dacă nu-mi place, o să-i spun. Și am stat așa în sală, zic, s-a băgat ăsta la one man show. Ce să zică? Bă, și când ai făcut chestia aia cu admiterea, nu o pot spune pentru că spectacolul este în circulație. Bă, când ai făcut aia cu admiterea. Cel mai interesant este să duci publicul într-o zonă în care după aceea imaginația se duce cel mai departe cu gândul și cu imaginația și l-ai prins, e al tău. Din momentul ăla e al tău. A fost un, și cu umbrele, într-adevăr a fost one man show, dar echipa era destul de consistentă în spatele tău. Da, e o echipă. De aia și durat, asta nu înțelege lumea când mă cer în turneu, ei cred că e un număr de stand-up. Singur, da. Cu un microfon. Cred că e un tic ca Bobonete, așa singur cu microfon. Da, da, și am zis, nu e un stand-up de genul ăla, e un stand-up teatral în care am nevoie de videomapping, în care am nevoie, e un decor, e o viziune regizorală acolo. Și, da, nu e, e, și are multe, nu e, și doar, nu înțeleg, de, nu e doar de comedie. Da, lumea nu înțelege acest lucru, că nu e un stand-up în sine, e un stand-up, e un alt tip de stand-up. E de fapt un spectacol de teatru. E în care tot așa avem un 85% în care știm despre ce este vorba, dar după aceea este în funcție de publicul care în seara aia. Aha. Și are un mare succes acum spectacol și mă bucur că, uite, da, mă bucur că m-ai invitat la premieră și practic am sfințit aceasta. Dar rugămintea mea este următoarea. Și acum să afle toată lumea. Cât timp ți-a luat să faci scriptul? Să faci scenariu, să faci vorbele pentru acest, să pui toată experiența ta în acest one man aproape. Știi ce mi-a fost mai greu? Nu mi-a fost scriptul greu, mi-a fost forma în care să arăt acest lucru. Cât e autoironie, cât e pe... Și mi-am dat seama că pe nimeni nu interesează lucrurile tale de bucătărie. Fiecare este cu... Toți am trecut prin grele, prin negrele, absolut, prin lucruri mai puțin bune, nefaste, am avut drame în viață sau fericiri. Pe nimeni nu interesează de mult fericirea, ci forma prin care tu redai. Și am înțeles, și atunci am ales să fie, să-mi pun sufletul pe tavă într-un mod
foarte autoironic, pentru că în clipa aia el devine un spectacol în sine, nu devine doar o chestie de bucătărie. Ăsta este Pavel, așa cum... Și am ales lucruri din perioada de început pe care nu sunt cunoscute. Tocmai ca să redau forma asta de spectacol. Dar ideea este că mi-a trebuit mult să înțeleg sub ce formă dau spectacolul ăsta. Adică cât e... Cum cam câți ani, câți ani trebuie să... Așa momente, și Smiley vrea să facă un momente, spectacol. Așa momente, eu am mai făcut cumva, mi l-am exersat aceste... tot felul de evenimente în care m-am dus și în care mai avea dintre astea motivaționale. Și mă vedeam cum reacționează lumea la el. Tu practic ai văzut un puzzle din tot ce s-a întâmplat? Și la un moment dat am zis, hai să le adun toate într-un astfel de spectacol. Cred că sunt și la vârsta necesară în care pot să închei, adică să adun acest spectacol. Și pandemia mi-a dat cu atât mai, adică timpul petrecut în pandemie, mi-a dat timp să scriu tot textul și să-l pun... Pentru că regizoral lucrurile s-au întâmplat în timp ce repetam. Ziceam, uite aici, ce ar fi să... Adică mi se nășteau în același timp cu oamenii cu care lucram, de la costume, de la scenografie. Și... Când mai joci la Odeon? Ce? Floarea albastră. Dar ideea este că... Eu știam tot... Mi-a povestit astea. Da. Știam multe întâmplări că mi le povestise. Da. Dar niciodată nu te-ai fi așteptat să... El nu mi-a spus nimic despre spectacolul ăsta, nu mi-a zis despre ce e vorba. Mi-a zis, bă, vin o să-l vezi. Da, eram acolo la premiera Mudec. Ne uitam ca bălălăi. Și asta era, pentru că mulți cunoșteau poate câte o poveste sau două, dar nu știau întregul, adică unde vreau să duc. Da, să aibă, ok, râs foarte mult, dar undeva trebuie mie să... Mi s-a părut foarte, foarte deștept făcut. Adică foarte deștept. Asta mă bucură cumva că s-a ajuns la acest rezultat și că spectacolul are succes din această... din această perspectivă și e foarte cerut. Dar nu pot să joc foarte des pentru că mă consumă foarte mult. Cam cât ai slăbit atunci? Slăbești vreo 2-3 kg? Pe un spectacol slăbești cam 2-3 kg pentru că te și miști, te consumă, te costă acest... Și cred de că... când faci spectacolul ăsta, eu trebuie să am grijă la silueta și nimeni. Că par el... Că apar eu ăla mai... Auzi mă, fie bine, Smiley se mișca mai mult la simplu, da, decât acum la concertele lui. Aia e. Dar vezi că face așa? Atât. Da. Vezi că face așa cu buzele jos? Nu, atât nu, face. Așa fac? Nu, ideea este că, într-adevăr, uite, eu am fost acum la... Când face așa, nu. Uite așa face. Așa. Eu am fost la Arenele Romane, acum la ultimului concert, și, într-adevăr, atunci când au făcut o reeditare a unui moment simplu, da, care a fost foarte... Imediat. E clar că ăla era și un spectacol, în primul rând era un spectacol de coreografie. Da. Adică orice absolut spectacol simplu era un spectacol de... Numai că acum, în concertele lui, mesajul câteodată este mult mai important, ceea ce cântă el. Păi tu cântă, când ai mai fost, mă, tu la un concert al meu? Nu am fost invitat, nu vreau să te lajez. A, tu numai pe invitații vii? Nu-l fă de căcat, ești de la cu invitațiile? Nu, asta e viață, nu-i problemă. Ideea este că la el acum este foarte important mesajul. Și mă uitam pentru că, de exemplu, ce face la concertele lui, pentru că lumea, cred că cântă 70% din tot concertul lui. Adică el... Bine, mă, în concert, acum vorbim despre ce concert? Despre concertele pe care le fac eu sau concertele... Nu, ăsta e special de la... De la Arena? De iunie, Arena. Da. Ăsta e special cu... Și are tot contextul să fie special. Da, e o chestie foarte interesantă. Interesant, aduce doar tineri. Ăștia... Păi nu, mă, e interesant spectacolul ăsta pe care l-am făcut la Arena acum, să numește Smileyverse. Și, da, universul în care eu nu sunt. E o chestie... Universul ăsta nu există, eu, păi, nu e o problemă. Da. Nu e o problemă, nu. Așa. O să, nu, pentru o să... că încă n-a urcat. Există niște personaje unde ești tu. Și acum spune-i tu, colegul. Da. De câte ori ai fost la mine, la Sala Palatului? O dată. De două ori? Băi, frate, nu mai invităm pe ăsta. În același an ai fost de 4 ori. Cred. Cum? Da. Câte concerte are la Sala Palatului? Da. Nu, a fost de 2 ori, a fost de la Sinatra, un spectacol desfășurat odată la 100 de ani. Da. După aceea a fost într-adevăr în 2011, la primul spectacol. Deci, acum 5 ani ai făcut Sinatra și acum iarăși faci Sinatra. Da, pentru că eu am învățat să fac mai... Sunt niște miguri deasupra, eu le-am trimis. Mic. Pentru că vin mai nou la Academia Horia Brenciu, vin cu migurile. Și migurile au niște viteze foarte mari, da, așa cum are și Smiley. Mm. Băi, mi-mi place un lucru la tine. Băi, frate, voi mai țineți minte filmările lui Smiley de pe locul copilotului? Și zice așa.
Nu mai am carnet. Dar de ce faci așa? Așa nu știu. Nu mai am carnet. Mă duc cu așa, nu știu ce. Mie îmi place faptul că ești foarte transparent la faza asta. Da. Eu am avut o singură Eu am avut o singură întrebare de carnet. E adevărat, pe vremea respectivă nu era Instagram-ul. Da. Dar nu am zis, băi, acum am șofer. Întâmplător sau nu, atunci era în 2006, eram da. La om sărac un bogat și mă luam mașina de acasă, de la Buftea. Dar tu ești foarte... Nici aici, că era la mila colegilor, când venea câte unul să-l ia. Păi da, n-aveam șofer stabil. Aveam în fiecare zi cu altcineva. O să te pot ajuta, chiar dacă nu... Sigur, da, că tu nu ai altceva mai bun de făcut. Dar știi ce, știi ce îi spune polițistului? Da. Când îi ia carnetul? Știți? Ce? Bună ziua, plotonier Căpșună. Ați depășit, ați, cu, a 50 de kilometri și ați depășit cu peste 50 la oră. Vi se reține permisul de conducere și suspendat pe 90 de lei și primiți amendă. La care el zice, aia e. Da, curăț. Mi-am pierdut asta permisul. Zic? Nu mai știu de dăm unde. Versurile, că nu le știu. Ia versurile. Bine, mă. Ia versurile. A, cântăm okay. Asta? Da. Dar cum zic aia e? Aia e. Auzi, fii atent pentru că am mâncat. Băi, dar asta. Da. Asta. Ce? Combinată. Da. De ce nu încerci? Ce te mai trebuie puțină? Păi, tu bei și prins de apă. Știu, știu că tu așa bei. E foarte bun. Ăsta e foarte bun. Ăsta e foarte bun. Păi să le sugerez să facă o combinație cu mai puțin acid. Știu, asta e brinciană. Brinciană. Da, da. Ia dă-mă și mie apa aia plată. Care? Te rog. Uite asta. Ia. Poftim. Deci o să-ți placă, numai că trebuie să pui apa aici. Stai până aici. Ia uite, uite că... Nu, eu dau apă plată. Uite, pun așa, uite așa. Vezi? Așa și până peste ea. Atât? Păi atât, nu, atât, 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 atât. Mâine, mâine... Nu, 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 stau, stau, stau. Și acum gustă. La viatic, da. Așa. Da, și acum gustă. Video de la Mare Lucica. Pardon, nu, stai. E virafur. Trebuie să-l prezint. Dar, pentru început, îți prezentăm varianta noastră de aie. Yeah. Colegi, dai drumul! Smiley și Pavel alături de noi astăzi, dragii mei, săptămâna viitoare, urmăriți partea a doua din acest nebun podcast. Nu mai mâncat, da. Iată câteva imagini. Ia de aici, uite aici, ia de aici, uite aici, ia de aici, uite aici, ia de aici, uite aici. E sexy Horea Brenciu. Your Smiley from Branch Podcast. Dar busul nu-i merește vremea, mă? Dar cel mai bine ar fi dacă Mădălina Ghenea ar prezenta vremea. De unde vii la ora asta, căpuța usturoi? Eu deja mă pregătisem să avem o noapte doar în doi. Cred că îmi place să mai mult. Noi fiecare an facem o băiețească. La straja, de obicei, așa. Sau în altă parte. Da. Unde nu m-au chemat niciodată. Pavel! M-am să aminte, mi-a venit imaginea când am fost cu tata la Nămol, la Techirghiol, la bărbați și toți erau ștuleții pe afară. Îți dai seama că el era mic, toți ștuleții erau la nivelul ăsta. Păi hai să facem un teatru muzical împreună. Cei trei purceluși. Îl luăm și pe Chirilă Lupu, cel rău. Nu, pe Teo Roz o facem bunicuța. Poate Irina rămâne gravidă, știi? Și capra?